Biblia Trendării. Nu a fost niciodată. Nu a fost niciodată, a fost. O dată are emoții pe prin. Să luăm o hotărâre ca, dacă de
toți stau și vă știați fie anistă, ați ce iapă, n-ați fie iapă. Și noi cu domnul Reforma, că am clarificat-o, dumneavoastră, noi păstrăim așa că iam, și am mai sunt iată, eu nu vreau să spun care. Și eu am întrebări, așa la etau, așa la imăf, așa la gineam, așa la vaistă, nu-i dau. Adică, de luat o hotărâre, că apa cât este posibilă să se dea la irigarea gospodăriilor țărănești. Și pus ordine să zic ca să luăm hotărâre, adică cât e posibil, de dat la oameni. Dar ce decizii putem să luăm? Comisia de agrară, zice, să analizeze pediatru? Nu, știm că iaturile date în arendă. Iaturile date în arendă. Iaturile sunt date în arendă. Ai vorba de iazuri? Iazuri. Dar care iazuri? Iazuri de stat? Păi este iaz în Valea Corpii, este iaz în Cornul, mai sunt, eu nu știu. Noi putem lua decizii pe iazuri ca la primărie să apară. Care s-a primărie? Iazuri de stat, de stat. Păi de primărie noi vorbim. Așa-și vorbim. Dar eu ce-am vorbit în la dismatarea scurt, mă te gândesc la mai bine. Ia să stai. Iar eu am spus, iar sunt primării care sunt date în aia. Nu trebuie să discutăm cu încătorii. Domnul Oliu, nu știu și eu, smile, smile. Eu vreau acum o întrebare. Câte ce am spus consilier înainte de ședință? Cu 5 zile cel târziu conform legislației, mi se pare. Câte când v-am fost anunțat? Vă rog să-mi discutați nici, că asta se credea în aici. Nu fac rău. Corect, aveți dreptate, dar nu e așa, deci probabil secretarul nostru a votat prezența dumneavoastră la... Domnul Jandrovski?
Dar eu vreau să vorbesc așa cu doamna primar, că într-adevăr, că sunt băieții aici, următoarea ședință o să fie peste 3 luni, vine vara, Tamara o să fie din cealaltă arzătoare cu apa, și am înțeles că arendașii au ceva. Da, eu asta am văzut, pentru că la fost cerut într-o ședință a comisiei că să fie făcut un sine cost a apei potabile, să vedem dacă el corespunde la 9 lei sau corespunde la 7 sau corespunde la 15 lei. Asta adică acei care sunt în ședință. În ședință, oameni, domnul Turcanu, și vă mulțumim că e de dorit să apară alături de listele este grafa asta, să apară replătitori și în dioptri care nu plătesc doar coțe. Că scoți, buzi de rău. 50 buzi scoți. Nu, și nu e redat alături de informația. Am primit un DPS de la Creuz, doamna primăriei. Da, da, Creuzii astăzi și o rugat să facem de ordine. Am înțeles. Creuzii astăzi au adunat la Iovenu, s-au părintele de la și au spus că se scoate de ordine. Dar nu e nici mai mult. Dar eu nu putem decide ce la vremea. O informație scoate de făcut. Da, o informație scoate. La ce? Ok. Da, că aveți toți informația. Mai sunt complicate la Dumnezeu? Ați spus? Nu sunt. Adăugarea mă numește acasă. Da, dar cum cine e pentru ordinea de zi cu adăugirile? Să propus. Mărire limitației apei și... Majorare tarifului la apă, da. Majorare tarifului la apă. Da, da, da. Cum s-a făcut? Adăugarea mă numește. Mă rog, cine e Marați, mâinile, mai țineți-le. Împotrivă? S-au obținut? Vă mulțumim. 33? Dar ce sunt de prezenți? Trecem la ordinea de zi. Domnul președinte, eu vreau să vă rog la această ședință până în cer cu ordinea de zi să ascultăm cu vreo informativ. Păi aveți care este aici pentru a ne oferi de 7 minute de spațiu, o secvență de model de cum, haideți, licitat pentru sate. Dar nu mai acceptați. Sau o carte de vizită a satului, video. Este un model pentru alt sat și eu am insistat să vină să vedeți dumneavoastră, pentru că e greu să spun. Care e un el? 5-7 minute. Eu mă domnul. Aici este 5 minute. Nu, cred că poți să el. Nu, cred că poți să el. Măi, deși el spune că... Eu am discutat cu doamna primăriță, eu nu știu. Ce discutați în ei să trebuie să discut... Eu nu vă spun 7 minute să fie, poți fi 10 și 5 minute. Și nu depinde de textul care să fie. Nu pot face. Mai lipsește drogă. Asta e un drag. Agenția economică.
față, ce să zbor eu, dacă domnule, să vreo 7.000 faci, vreo 7.000 faci. Comii și să-ți faci, tu nu ai. Comii, comii, care nu mai rog. Să parte. Vă rog, da, domnul Iurie, vă rog să începem. Hristos a priat sigmatica e confirmată. Consilier, mulțumat al primar, funcționarii primării. Am venit la după cunoștință o informație, ca zic în ora la cual locală s-au publicat informații că imobilele aflate în preajma casei de ambalare sunt scoase la licitație. La toți primații este un plan de dezvoltare perspectivă de 3 ani de zile, ratificată între Asociația Grupul de Producători, Primăria și Agenția de Dezvoltare Regională. Coordonat cu Consiliul. Al aveți un pas, toți. Dar zic că nici în primul caz nu trebuie să admitem lucrurile astea ca aceste edificii să plece la un la un agent economic sau un o persoană fizică care nu are activitate în domeniul prescris în studiile de fezabilitate a grupului de producători și asociația noastră, grupul de producători, propune cumpărarea creanțelor ca să aduci mai este a edificii la primărie înapoi. Scoate în evidență de toate bucurile și toate secțiile. Aici au fost mesajul. Am înțeles, dați banii în locul de mare, să domnul Iurie, așa și cum pot înțelege. Noi am vorbit de stație, v-am spus cum apar obiectul ăsta la primărie, cum apare executorul șmanier. De stat a spus. Cum dumneavoastră să faci stați, este publicat în ziar, eu am citit în ziar, scos la vânzare. Și îi scos la vânzare sarai și al mare 300.000 de lei. Cine de executori? Primăria trebuie să fie primărie. Cum poți spune așa sarai de la imobilul de la Corbostras? Sarai și al mare 300.000 de lei. Cum ați puteți dumneavoastră să stopați lucrurile astea? Eu sunt potrivă. Eu sunt potrivă categoric și colegii noștri. Dar de egal, cum o să faci? Egal, cum se duc cum o să faci? Primăria, cine cucere față de creditorii principali, mega-agro, cu solicitarea concilierii. Domnul executor, v-a încălcat regulă de expunere la licitație, ratând concilierea în părți. Domnul jurist este pe loc, el cunoaște toate întrebările astea. Răzic, primăria trebuie să fie, nu primăria, dar ăsta e, mă rog, cu cerere la creditor. Stimați colegi, domnul Iurie, eu și cu informații foarte utile cu Iurie Costești și noi vă ascultem, vă gândim la piață. Eu v-am adus. Vă ascultăm, mă, vă să ne spunem de noi informații. Nu, e clar. Și când ne-am dat la piață. V-am adus la cunoștință ca să cunoașteți care e situația. În timp de câteva zile noi rămânem fără dânsă. Și ce putem face? Ce putem face? Primăria nu mă poate. Primăria nu mă o să vreau poate să fac. Scrie cerere să participe la licitație. Atât. Nu. Nu. Primăria are dreptul să-și achite datorii. STM-ul are dreptul să-și achite acum datorii de lume. Dacă primăria a achitat datorii, domnul Iurie, dacă a achitat datorii, nu ajunge la licitație. Nu primăria. Eu mă garantez că acolo vine unul. Dă bani și așa de vorbim. Asta e licitație publică făcută din hotărârea. Păi v-am spus. Treaba de licitații, treaba de licitații nu trebuie să ajungă. Păi dar nu poate să faci unul dacă e publică. Primăria vine cu cerere către creditor sau STM vine cu cerere către creditor că vrea să achite creanța. Și gata, s-a terminat cu primăria. Dacă înțeleg lucrul să trebuie făcut până la părere, dar nu funcționează. Dar nu e vădă că nu. Până atunci poate, dar nu e vădă. Domnul Jurista spune. Domnul Jurista spune. Domnul la discuții cu Mirecadro s-au dus până acum. Au fost ședințe în birou la primar cu reprezentanții la Mirecadro, s-au discutat, s-au pus propuneri ce
gen datorii. Ei mi-au dat termen de 10 zile, au fost la Comisia Agrară, s-au discutat chestia asta, ei au proces mai departe la legislație. Acum, întrebarea este dacă noi putem să oprim legislația. Legislația se oprește numai la cererea de cadru, pentru că cererea noastră a fost. Dacă se ajunge la un monitor cu un metal, și de concediu, când datorii este, să atunci legislația nu mai are loc. Dar mai departe, domnul Iurie, dacă are propuneri și idei bune să discute cu un egal, dacă au ajuns la un monitor comun, ei să oprească legislația, eu am venit cu mesajul, mesajul am venit următor. Dacă este primăria în stare la moment să achit creanțele date sau să cerem permisiunea, nu așa să ne ducem tăcit în spate, să facem lucrul ăsta, ca să facem noi lucrul ăsta, grupul de producători. Iată și mesajul. Dar cum să facem noi? De asta e chestiunea noastră, cu demersuri pe la ministerie, pe la mai multe instanțe și așa mai departe. Asta e chestia noastră. Nu, nu se face. Noi ați plătit directul. Primăria. Banii noștri nu merg la primărie, ei nu, nu se duc acolo. Asta legea nu permite. Cine, Iure, ați plătit directul? Cine? Cine plătește? Grupul de producători. Păi dacă grupul de producători vor să cumpere directul, de ce le lași și discutăm? Noi nu vrem să participăm la licitație, ești cumpăr și că da, dar așa unde mai mult cred că da. Așa unde mai mult cred că să nu știu, să nu vrem să dăm să ne jos să iei. Mă ajut, mă scos. Asta e voi. Eu vreau să trei vot cu grupul. Vă spun că nu vrei să mai vorbim de relații, de noi de fapt. Vreau să trei vot. Dar cine a întâmplat de părinții, părinților noștri, care nu știu că fac cu 20 de vreunul cu 20 de copii. Un alt, noi nu vorbim, vin un străin și noi datorii, când vin datorii. Banii ori toată, cum mai departe, dar și nu sunt datorii. Ia statul, ia oameni. Și tot ce s-a plăcut acolo, din banii părinți, din banii satul, din banii oameni. Eu vă văd că satul nostru e puteri, cum am alungat doi cei cu bilile, cu Eu văd numai unica ieșire. Nu facem mai nică pentru. Dacă s-a petrecut licitația, s-a petrecut și omul a propus banii, s-a vândut, nu mai faci nică. Dar este lege, să veniți la statul lor. Eu unica propunere. Primăria să participe la licitație. Nu faci nică pe la ministerie, nu faci nică. Păi licitație. Primăria trebuie să participe la licitație. Achitarea asta se face în 3 ani zile, nu se face într-o an, se plătește deodată 10% și urmă se întinde 3 ani de zile. Și nu se găsă bani în 3 ani de zile. Eu mă dăm unica situație și mai bună ca primărie să participă la acesta și să iei bunul de zile în primărie. În caz contrar, noi suntem primărie. Dar vă ce fac primărie să iasă la o discuție și la un contrar, să se facă la primărie. Au vândut toată tehnica de la Curgos Vrață, tractoare, deci au văzut și capiști, fix așa e situația spățând și cu un capier. Cu niște cap și-a făcut și-a zis, atât de dorii, după aia stăm, mai să ai de dorii cu mulți ghinii. Ei au un scor de 500 de mii, dar stăm, are de dorii aproape un milion. Restul de unde a zis ei. Nu tot de aici a zis, nu e un milion, cât e Iulia? Nu e un milion, 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 nu e un milion. Dar, colegi, eu întrebarea asta mai pus-o, dar... Dar eu întrebarea asta mai pus-o, dar și mai pun la doilea oară. Datornicul,
nu le permitem să fie licitați astăzi, ne dorim ei. Lasă-le ei să plătească așa, dar nu scoată la licitație, că ei voi să scoată și satul la licitație. Noi știm și ne facem niște întâlniri. S-au făcut într-o zonă adunare și au adus televiziunea aici și au făcut o grevă așa, că prea pe la voi că ar fi la licitație, nu calcă acolo nimeni. Când într-o noapte scate și învățând la oameni care depun bani acolo, fiecare copilie, s-o termina cu licitația lor. Nu-ți mai vine nimeni, eu o spun după. Nu e ca, e ca să vă stimați, întreprinderea fiecărui e întreprinderea de stat. Asta trebuie să întâlnire. E bun, dar și e personal, da. Noi am încercat să mergem cu niște demersuri la Ministerul Agriculturii. Ce e și-au putut ei să facă să diminueze datoria de la 1 milion la 500 de mii. Ascultați! Datoria care este pe titlul executoriu de aproximativ 1 milion de lei, ei o diminuată la 500 de mii. Asta la cererea noastră. Mă înțelegeți? Dar cum o diminuat? Cum? O casat penalitățile, da, penalitățile și dobânda la nechitare o casat. A rămas numai datoria de fapt. Un pas deja s-a făcut. Acum, primăria trebuie să întreprindă măsura asta ca să nu dăm voie la o persoană străină să vină să iei obiectele astea. Pe urma să fie obligată primăria să-i vândă și terenul aferent. Mă înțelegeți? Dar noi, grupul de producători, solicităm de la Consiliu și de la primar ca să participăm noi, să ne luăm obligațiunile astea ca să scoatem din obiectele astea, să le scoatem de sub riscul ăsta ca să plecem la parte. Mă înțelegeți? Da. Practic, se face în felul următor. Noi ne-am dus și am cumpărat creanța asta eu și s-a terminat întrebările. Da, în baza planului de dezvoltare care îl aveți în față, este primăria persoana STM-ului este obligat să ne-am dăi nouă locațiune condiționată pe termen ca și casa de ambalaj. Cu cuantum minim. Noi putem datorii la întreprinderea aceea de stat, creanțele este, și automat plătim pe o perioadă înainte arenda cu banii și ei. Mă înțelegeți care e? Și rămân obiectele în sat. La noi e sat rămân. Auzi, Iergai, mă înțeleg, dar rezolv. Dar care și am stău să plătești datorii când poți duci cu vetu? Noi, dar unde e riscul că noi unde e garanția? Unde e garanția că toți poți face lucrul ăsta cu creanțele? Garanția este unul de procedură. Dar dacă e, poți... Păi mergeți să vă mergeți și care de la mic așa mai ies. Noi mergem să vă mergeți 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 să vă problema, eu am adus la cunoștință Consiliului, modalitățile. Ori primărie rezolvă întrebarea asta, activ creanța și eu, ori îi dă voie nouă, dacă nu zic suficient de pe noi. În cazul ăsta, Iura, în cazul ăsta primărie nu poate să-ți dai voie să acest tu. Tu nu ai dat. Dar are dat o primărie. Nu primărie. Asta e mare. Primăria noastră a înregistrat datorii față de alți executori de lucrări pe parcursul mandatului fostului primar, domnul Botă, și banii numerând în contul primăriei trebuie să ducă din tâi la achitarea datoriilor. Noi, domnul Șandrovski, întrebarea asta deja am discutat. Și nu putem să facem tranzacția asta decât noi, pentru o comunitară, cesiunea creanților, și este prevăzut din legea Republicii Moldova, ai putem datoria primării față de zi. Și nu-i clar. Așa e simplu ca bună ziua.
ca să fie destul clar, pentru că eu o să fiu mai explicit. Adică domnul Iuriu, după cum am înțeles eu, domnul Iuriu au găsit modalitate de a s-o face și dația, de a s-a achitat un necadru, unii ca ce se cere la primărie, adică toate transacțiile acestea nu merg pe primărie, deci primea stăia. Primăria, Consiliul trebuie ulterior să decide că bunurile acestea se duc în locațiune la persoanele care repită acest atelier. Deci nu trebuie Consiliul să decide, domnul Nu, Consiliul decide că Consiliul deci nu trebuie doar Consiliul să decide. Eu, de sine stătător, pot să mă duc să cer. Eu vă spun părcăiața de la dintre. Eu pur și simplu am venit cu mesajul ca să pun informații la toți cetățenii satului ca să știe care este situația la zi. Primăria să-și facă locația. El foarte drept a spus, pe urmă ți-ai Consiliul, pe restul tăi în locațiuri. Da, da, asta e nu. El, asta dar și Consiliul, și trebuie să are Consiliul. Dar și trebuie să o dă avere primăriei. Dar nu e avere primăriei, e avere la asta. Asta e primăriei. E primăriei, dar asta e nu decide. Ca Consiliul. Asta e niște întrebări tehnice. Nu, da, eu am întrebare. Referitor mai mult și la domnul jurist. Spuneți, vă rog, eu știu precis, a fost așa o metodă de făcut o tranzacție din păcare cu compania la care primărie li-i datoare. Și nu efectuat. Tranzacții din păcare. Înțelegeți asta? Poate să fie și la moment ceea ce doresc să fac sau dați. Dar deși ei, dar nu faci primărie tranzacții din păcare ca să-și înțelegeți urmă de după ea. Primărie nu are bani. Nu are bani. Corect. Păi când faci tranzacția din păcare, acolo merge punctul A, B, C, D, E. Primul punct. Noi achităm datorie în timp de un an de zile. Noi achităm datorie în timp de 2 ani de zile. Și vă dăm 0,0 și 0,0, nu știu cât procent de acolo, conform astea. A doilea punct. Asta ia, și a treia, și a patra, și a șasea. Și mi-ați format o tranzacție din păcare, ca să nu-și ajungă la asta, la licitație și doamna Iulia, a fost așa tranzacție în cabinetul primarului. Parcă eu am evidențat. Da, dar primarul nu-i întrebările cu dânsul închisă. Noi am înțeles. El a făcut tranzacția. Acum a fost. Acum a fost. Păi dacă ați făcut tranzacție prin păcare, mi-a pus termen 10 zile. 10 zile să achităm datoria și nu ați dat-o să-l păi dar solicitat la comisia este solicitat de noastră. Că așa să achit 10 zile să-l scoată și să-l scoată. Păi asta nu-i tranzacție prin păcare dacă 10 zile. Înțelegeți ce înseamnă tranzacție prin păcare? Că din partea domnului primar sunt propuneri, da? Și din partea lor, și adică să ajunge, și cum numește tranzacții din păcare, să ajunge la un numitor comun. Nu, la un numitor comun. Nu, la un numitor comun. De ce? Ei bani lor, datoria lor, îi fac ce vor. Poate să pui să achizi 0, le poți scrieți 1 milion. Noi le-am vrut să dăm în jumătate. Pentru că v-am spus că în urma tranzacției este din păcare, din păcare, și s-a ajuns la numitorul comun, să achit 1 milion de lei, de 50 zile. Acum noi am bătut ușile la toate ministerele și la toate ce și cine poate să influențeze, la toate organele de resort care poate să influențeze procesul ăsta și s-a diminuat suma în jumătate. Oare asta nu e mult făcut? Nu. Asta e zero. Dar vă spun de ce. Că oricum pământul se duce, sau săraiul, cum am numit voi, se duce la licitație. Și mult făcut. Că a scăzut suma? Nu. Doamne, doamne, vorba parlamentară să nu ajungă la licitație. Dumneavoastră iată nu înțelegeți, vreți că nu are nici casa de ambalare. O să discute întrebarea asta, primăria Costești, cu Necaru. Să dă-i datoria ei. Dar primărie, discută primăria, că e vierea primăriei asta. E vinită la primăria Costești. Pur și simplu este pe contrarul lui Ducat, eu e. Dar înțelegi când un agent, ia că vin eu să achit datoriile primăriei, da. Sau pe un teren o datorie. Eu automat vă spun, băieți, eu vă achit datoria, pământul după asta e meu. Hotărâți-vă voi cum vreți, eu v-am scos, eu v-am scos pe voi din probleme, v-am scos, așa-i, pământul e meu, gata, voi sunteți curat, fără judecăți, fără tine, fără părere. Așa vor și ei, hai, așa vor și ei, hai, asta și e hai, curta.
tot numai să ceri un termen mai mare. Stimați consilieri, eu cer cuvântul. I-am dat? Da. Stimați consilieri, ca să încep cu sfârșitul ce-a zis Emilia, da, pământul va fi și este al primăriei și dacă se reușește, noi am avut 1 milion de idei și de variante cum să reușim să păstrăm bunurile astea la primărie. Pentru că le dăm licitație, le dă executorul de călătorie să spargă pe data de 24, să vinde, să achită datoriile și așa mai departe. Deci referitor la pământ, el va fi dat în arendă de către dumneavoastră, de către consilie, așa cum zice juristul. Deci noi vom decide dacă se reușește varianta asta, dar în arendă, astfel el rămâne a primăriei, nu se vinde, nu va fi aferent. Asta e una. A doilea. Aveți în față dumneavoastră un plan de acțiuni. După darea în exploatare a casei de ambalare, este semnat de noi, din grup Bioimpex, care gestionează casa de ambalare, și coordonat cu ADR-ul, sus, aveți semnătura ADR-ului. Deci este un plan de acțiuni care este monitorizat de către Agenția de Dezvoltare Regională, cel timp de 3 ani. Nu-l aveți? Îl facem copii, dacă nu aveți. Deci acesta este un document foarte important. Prin acest document, prin planul, este sau nu? Doamna secretar, mai aveți o ordine de securon. Și prin planul acesta, noi trebuie să asigurăm continuitate activității casei de ambalare. Pentru că în aceste obiecte va fi investiții. Acum, pe data de 24, timpul executoriu este de primărie, dar judecat odată cu Mercadro. Și dacă până pe data de 24 se strâng datoriile la Mercadro, ei vin la judecată și spun, oameni buni, noi ne retragem cererea, noi nu fac, vreau să nu continui activitatea, de ce ei își retrag cererea? Adică este ultima sută de metri, dacă e posibil, ca să salvăm aceste bunuri, să rămână în poziția producătorilor de struguri care sunt în teritoriul nostru, care aici o să gestionez și care noi vom fi. Eu îi pusem cu ea foarte transparent, să fie că mi-a scris la client acest lucru. Pentru că în sat se vorbește cu oamenii care vrei, că se vede, că se vede, că nu știu cum. Deci, împreună cu juriștii, Stamie Carlos, cu juristul nostru, împreună cu juristul de la Fruct Bioindex, s-a analizat și dacă s-a ajuns la această variantă a... Noi atunci foarte mult am discutat cu dânsii și ei nu ne-au spus de reducerea taxelor astea cu penalități, pentru că de fapt trebuia să meargă înapoi să discute cu Ministerul Agriculturii, cu administrația și așa mai departe. Vă rog, scuzați-mă că vă rog. Da, da. Eu un dubiu foarte mare am. O mărți oamenii și o șterți din datoria primăriei jumătate de milion de lei. O secundă. Cum? Eu nu văd răutate în oamenii ăștia, eu nu văd înțelegere, eu nu văd pentru și încă o dată vă pun întrebarea. Nu s-a făcut o tranzacție normală, din păcare, unde nu se șteargă jumătate de milion, dar 300 de mii, 200 de mii spuneți. Ok, băieți, dați-ne un an. Termen, nu ne șterge jumătate de milion, 300 de mii mă șterge din penalități, noi vă întoarcem nu 500 de mii, dar 700 de mii, dar dați să facem o tranzacție din păcare și tambelată. Dar voi nu se înduciră. Din notar, stați un pic, să vă rămuresc până la urmă. Dați să facem o tranzacție din păcare prin notar, noi vă dăm 700 de mii, nu 500 de mii, dar achită primăria și înșetul cu înșetul, strigând sau asta, ia, și vă punem acolo. Vreau să zic, Scotieți de la licitație și bine de hotărâri. Vreau să zic cum ar fi privat, trebuie să gestioneze bunurile astea. Doamna primar, două secunde. Vă aduc la cunoștință. Bunurile astea urmează să fie renovate, dotate cu utilaje ca să devină funcționale. Ele sunt aplicate pe dânsele pe toate sechestrul. Sechestrul scoate atunci când îți plătești ultimul leu. Dar poate și-a de sechestru 7 ani pe dânsul, până achităm ultimul leu. Da. Corect. Și ele stau în fără așa. Dar cum spune tranzacții din păcare? Noi achităm într-un an de zile primăria, achită datoria, să-i dușim. Mai dar și cum ești un an de zile la familia? Necagro, așteaptă de vreo 7 ani. Da, de 2011. Și el a venit și a spus... Nimeni nu a discutat cu dânsul. O discutat.
Dacă vă mai dau vouă răgaz, a să jeteți cu variante, dată la rentă, și jeteți și o cărmă, nici piesa la zi. Și ne spus banii și mai mult nu mai discutăm. În loc de stația din Mărești actuală, de stația asta, știți că e dosar penal, domnul director Merian, că i-a făcut aceste datorii, asta e altă întrebare. El nu are ce face. El a zis, poți să iei viața și să iei, eu nu am ce face. De atâta intervenim noi și dacă ei sunt de acord să întoarcă aceste datorii ca bunuri să revin în poziția satului nostru, de ce nu? Doamne, eu poate nu înțeleg, eu nu înțeleg un lucru. Pământul, ia primării? Da. Dar cum poate scoate la licitație pământul? Nu, 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 vine aici acolo să știe, iată așa. Păi și să o mai încherpiște zavod. Ați duc-te-ți și aici, aici, înapoi și gata. Câți ați văzut încherpiște? Iată așa. Stucă și oamenii cei care au lucrat cu trei încherpiști acolo și încă să văd. O mașină de cutelie. Să văd mai mult și să-mi deși prieteni. La licitație l-ați mai. Dar eu nu. Tu înțelegi că este trecut ca primăria să faci și primăria. Informația am adus-o în plină măsură și decizia că am dat serviciu la ordine. La revedere. Mulțumim, domnule. Oricum, noi ordine nu avem subiecte. Eu încă o întrebare. Pentru informații chiar trebuie să nu întrebarea asta. Așa pot și cam nu înțelege. Dar eu vă spun un lucru. Noi trebuie. Domnule, să vă spun foarte părere. Săracii ăla nu coasă 300 de mii. El coasă poate un milion. Un milion și... Păi trebuie de scos la primărie și tu mă scos la licitație și da să-l vin. Nu am niște să-l vin, nu am. Dar poate că ori făcut o stație de... Eu nu avem o poșoar când s-ar. Dar avem mașină, nu avem nimic. Hai să-l scoate, mi-am lucru colosal cu primărie. Dar noi mi-am făcut niște câțe poșuri. Hai să cădeam o clie să plătească, un fel de reșase. Hai să fie încurând la o bani și spun pe primărie. Și ia primărie pe ce? Și vă garantez ca să fie un cetățean de sat păstier care să dea bani proști de jur. O întrebare la domnul jurist, vă rog, o întrebare. Dacă totuși este scoasă la licitație terenul și saraiul, da? Saraiul și ala, da, este scoasă la licitație. De exemplu, el e scos cu 300 de mii, eu plată mizeră, noi toți am înțeles. Vine agent economic care dă 2 milioane. Noi suntem datori cu jumătate de milion. Jumătate de milion îți duce la, cum îl cheamă pe ăsta? Mecargo. Mecargo. 1 milion jumătate unde e? La primărie. La primărie, la primărie, așa e. Deci toate îl găsești. Așa bine. Nu, 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 eu am dat o întrebare. Dacă el te mai mulți bani, din banii și mai mulți bani. Ia câte întrebare. Să vină nu știu de primărie. Să vă ascultă. Ia la ascultă, doamna Emilie. O scos la licitație averea Megaro. Asta e averea la Megaro. Mie dragul, poate să iei 1 milion, poate să iei 2, poate să iei 3. Nu da, vine un leu. Ascultă-mă, băi, la urmă, la urmă. Nu vine un leu la primăria Costești. Am înțeles. Nu e averea primăriei Costești. Am eu vă garantez, dacă nimerește la licitație obiectele astea, nu-mi cumpără nimeni din Costești. A doua etapă este legea Republica Moldova, ai cumpărat terenul, ai cumpărat încălpierea, primăriei datoare să-ți vândă terenul oferent. Știi judecată să iei și terenul. Ca pierzi perspective, sprofondate la astea.
este sequestrat, dar cererea vine. Dar și-a venit la primărie. La primărie au venit acțiunile. Proprietarul este, nu este primăria. Păi de acțiune, nu sărage. Orice acțiune se vând, aia. Dar este saraile și... Păi foarte bine, nu am mai acțiune, sărai, s-a primărit. Nu s-a primărit, s-a lăstem, domnul și terim. Nu, ce faci, nu ți-a fac. Este încăpire, încăpire s-a lăstem. Ele sequestrate în contul lui Mecalu. Mecalu are la 1.000.000 de lei. Ne-au pus nouă condiția, acceptăm în 10 zile, nu am achitat. Le-au spus la licitație. Licitația de 24. Deci la licitație poate participa orice persoană și cumpără acestea. Dacă se achită mai mult de 1.000.000, de dânsele mi-e capră și 1.000.000. Și restul vin la grup la astea. Dar le mănânc fiscul, că fiscul mai are 600.000. Adică datoria totală e 1.500.000. Eu, mesajul domnului Iuriu, am înțeleg ca unul. El, puteți nici nu-ți vină aici, el vrea să fie transparent. Da. Puteți să nu vină aici, el să înțelege cum e cadrul. Da. Să iei creanța asta de 1.000.000 la dânsul, poți să o iei și cu un leu și cu doi și cu trei treaba lor, tânăria, nu s-o înțeles. El, dacă să înțelegi, să o iei cu 500.000, eu spus, o iei cu 500.000. Mai departe, el vine la primărie cu datoria, dați în 500.000 de lei. Pentru că el vine în locul lui cadrul la primărie. Și el poate să iei bunurile cele. Unica soluție, el a spus că nu le dați avocațiuni și el mai achit 600.000 la fiță. Pur și simplu, el nu se poate lua în proprietate pentru că se vrea să facă licitație. El la licitație știe prețul nu vin alte persoane. Și prețul să fie mai mult de 500, să fie mai mult de 1.000.000, să fie 2.000.000. Asta e de ce se. Că orice persoană în locul lui, zice, la licitație le cumpăra și gata, nu mai vedea primăria la proprietar, mâine scrie cere și gener și primăria la pânie de zi. E complicată situația asta. O vine stația din Mașinești la Floare cu datorii la primărie. Adică s-au luat datorii, nu s-a primărie. Stații există încă. După asta, dacă reușim, merge procedura de falimier. Dacă se... A, e uitat. Așteaptă o delegație. Nu știu. Și atunci, ok, de pe mine, Cristal, dar trebuie de revenit în tăzării. Nu la subiectul ăsta, că am ajuns în luată cu schestrată și pățe de subiectul ăla. Corie, după ce din 2000, de multe prieteni, din primele ședințe, de multe prieteni, din primele ședințe, 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 din dar la Chirpici nu-i fost? Nu. Tot. La multe de alte. Nu trebuie și mașa de nu trebuie și mașa de păsăbări. Eu vă spun că... Pur și simplu, noi când vedem la unul, nu vreau să așa. Și ce zic, spuneți să vreau să vreau. Multe alte. Noi sunt ce fac chirpoții acte așa, toți. În cele, potrivine, 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 așa de urmă aici. Nu pot să rămân, Băsăriță. Nu pot să rămân, Băsăriță. Potriva Lipsului. Băi, eu n-am așa de ziferul, patru vătul blocate. Ciandrovski. Proiectul 301. Privire la trebuire mandatul de consilier candidaților supleanți. Nu puteți nimic. Băi, nu mai știu să știți păstești. La vor. Din păcate, Biroul Electoral Central nu ne-a trimis mandate pentru noi consilieri, așa că noi am fost nevoiți să facem singur mandate. Bine ați făcut. Felicitări! Mandatul este de nu se ia așa. Se ia cu oare.
Ce ies ușa la care cât ține la dâns, ei solicită să
Domnul inginer, eu adus la, a ajuns la un monitor, și a zis la deal și a zis la valiță de Rusia. Da, fii ies mai pe oameni. Domnul președinte, eu am adică cum dau, dau din locul lor, da? Da, da, așa drum. Din drum, așa, drum. Eu m-am lăsat ca prun domnul inginer, e frare, e domnul inginer, care a lucrat. Dumneavoastră știți cât e lăsat drum și altă care să puteți că e lăsat acces acolo? Da. Cât e? 12 metri. E 6 metri. 12 metri. E condus o tipa. Pe la masă de cum aveți pe cap și am nu pasă. Nu mă dat întrare așa. Păi eu așa îți spun, 12 metri acolo, să lăsați 13 metri din drumul până altul, eu spun întrarea. 12 metri. Păi tu știu mulți, întrarea 6 metri. Păi ascultă-mă, eu să-ți lămuresc. Intrarea acolo e lăsat 6 metri. 6 metri acolo niciodată nu poate să intri fura. Tu înțelegi sau nu înțelegi? Aici au fost lăsat din start 13 metri din capul este la Ion Domitis să aibă acces că acolo sunt 5 oameni care au cumpărat terenul de pământ. Băitanii și eu au fost alți și ne-am spus, nu stați degeaba, pierdeți timpul. Păi noi ieșim la fața locului să vedem. El s-a înțeles cum are drumul. Mă are drumul ai vis-a-vis cu dânsul. Dar acolo mai sunt 5 oameni. Și ori dă acces prin o grada lui, să aibă din ea trecere și ea, ori să gândească cum să facă în brază. Poftim? Păi dacă nu vor să am terenul primării, nu puteți să facă în brază. Și i-a spus că întrebarea asta, să rămâi pe la următoarea ședință. Vii, să ne ducem la fața locului, comisia agrară, să discutăm, să bază, cum e accesul de intrată acolo. Mă scoate de noi, domnul Domnul băieții ăștia au construit un depozit de păstrare tare, este și au construit-o pe 13 metri care sunt drumul lăsat. E terenul primării. Și nu trebuie să vadă. Ei vor avea să legalizează acolo scumpirii pământul ăla. Dar trebuie să le lasă acces la oameni și să intre. Păi așa are 6 metri, el e din garda Ivan Vasilievici, are 6 metri, fura se întoarce acolo, vă dat, poate intra. Gata, Andrei. Da, da, da. Eu vreau să spun, nu vreau să spun cu loc, chestia aia că este domnul Mihai. Seama, noi a fost 2-3 ani. Da, da, a fost Grigoriu. Noi atunci am refuzat, adică nu s-au permis construcții. Eu nu știu ce le-au permis, ori eu construit, acum ei vor să se legalizeze. Nu cred că trebuie și la fața locului, să-i întrebare. Sigur că da, da. Și s-au pus mari comisii. Asta nu e amor. Nu e amor, Eva Scăle. Asta e al de două țălătă. Ei acolo vor să iei, cum au luat aceea? Da, dar aceea au luat... Și anume acolo ei au acces drumul și ala, și ei de la Valea de Drumul. Unanim, vă mulțumesc. Mergem mai departe. Proiectul numărul 304, cu privire la vânzarea terenului aferent. Asta, știți, singur, asta e vorba de Cinoteatru de Vară, care e mai multe. Da, domnul Plachin. Mai primim întrebarea asta. Hai să punem punct și dăm răspunsul omului, într-adevăr. Așa e vorba de pământul și ala, lasă cu inginerul cadastreal. Dar mă s-a pus și pădure acolo. Da, poftim. S-a făcut, da. Este contractul la primar cu pământul de la deal. E pus pădurea, mă s-a arat, s-a făcut. De la deal de iază, unde și el s-a lăsat. Pădurea a pus un mod silba. Mod silba, mod părere, mod părere. E primărie. E primărie. E primărie. E primărie. E primărie. E primărie. Nu, dar de ce spun? Omul vrea răspuns, eu am înțeles că de nu are venit la... Păi și, e omul și el răspuns. Care răspuns e de la pământul, dar noi făcut contract cu moțiri la 5 ani, s-o dat acolo, cum putem să-i al dea? E ca răspunsul. Când nu-i s-o dat răspuns de la primărie, poate corect. Păi nu, dar aderi cu omul, iar să-i de ce? Este cel cu drumul. Păi drumul nu-i vinde, domnul Jandros. Păi nu putem vinde drumul, dar vreau să-l pământul. Nu are, nu are. Ce este asta? Domnul Băvărați, la cum am avut 4 cereri, dacă nu greșesc eu. Două. Nu, a fost una care e aici la locul. Ca să-i da. Și a rezolvat, dar... Și-a mai aferia. Da. La ședința comisiei data viitoare, comisia o să vină cu aviz. Pentru că el este un agent economic și dacă acolo este o zonă turistică, o altă zonă turistică, așa acolo e, înspre încolo. Și dacă spune... Dacă nu îți vieți fantastic, exact. Nu, nu, nu. Nu, asta spune comisia. Așa e altceva. Păi, era chestiu ce e, dar nici nu știu când... Mai departe, Andrei. Vă rog. Proiectul 0304, cu privire la vânzarea terenului aferent, în o teatru de bară.
Vă rog, de la... 20... Unul la vot sau la... 22 îi după lege și nu avem un contract și el dă în judecat și pe pierdă din lege. Dar să ne vă rog. Cât se referă la etaje de construcție? Terenul aferent, mă, din 1 metru în grijină. Teren de casă. 3 metri după legislație. Și el cât metri trebuie să cumperi? Dar cât e acolo? Terenul aferent de 2 metri. Dar cât iese? Vă rog. Păi dacă nu e să înțelegi, terenul aferent, el poate să câștige pe judecată 3 metri în grijină în clădire și casă. Discutăm la 3-a ședință întrebarea asta și vă rog data asta, domn președinte, este proiect decizii, punem la vot. Se votează bine, nu se votează prin chestia, el omul trebuie să știe ce trebuie să facă. Eu discut, nu te discut. Foarte bine. El a cumpărat chinoteatru de vară. Au fost licitații. La licitații au participat chiar și Iona este alături, vecinului. S-a ridicat până la 140.000 de lei. Care el îi spune și păi eu mă duceam atunci foarte liber și cumpăram 3 apartamente de orașul Chișinău și nu avem dureri de cap. Dar este în lege, repunctul. Am cumpărat chinoteatru de vară. Chinoteatru de vară e cotarul gardu la chinoteatru de vară. Și eu vreau să întreb contactul. El plătește până am o arendă la teria asta. Cine? Aici cu chinoteatru de vară. Ce vreau? Și suprafață. Suprafață din 23 de ani. 23 de ani. Noi trebuie să-i dăm răspuns. Da, nu. El nu spune să apreze judecată, să dă-i primăria să-și scoată teren. Păi este teren aferent. El a plătit o grămadă bani. Atunci s-a vândut, a plătit o grămadă bani pe chinoteatru de vară, dar nu, gata, pământul lui Andrei. Și prin judecată el s-a scoat. Dar trebuie să-i dăm răspuns odată. Că avem trei ședinți de când e șef de cărnim. Frașii, el spui să fac ceva, să aduc ceva investitor, spui să facă, dar îi trebuie teren. Pentru terenul nu se păi înțelegi, nu înțelegi. Nu avut ce faci. Păi nu avut ce faci. Păi de ce-o gătat să bani, dacă nu avut ce faci? Așa, eu dat, eu dat. Deci eu dat și eu nu sunt, una cu ea. Încă o dată. Încă o dată. Domnul jurist, vă rog, încă o dată, prin orice astfel de bară. Încă o dată, numai la noi. Trebuie să-i văzut, dacă e ea. Chiar e mă chiar. Să-i văzut, dacă e ea. Dacă vreți. Da, da. Din documentele care dispunem, teatru de bară este un bun imobil format așa cum este el cu 22 de teren la teren. Și ei sunt un drept, după legislația noastră, să solicite vânzarea, cumpărarea acestui teren la teren. Dacă... Și prețul este de 6.000 lei, cum este indicat. Dacă primăria consideră că terenul este prea mare pentru așa preț, sau prețul este prea mic, unica soluție, ceea ce permite legislația, este că primăria să inițieze cu o întreprindere specializată în construcții și în urbanism, să facă un proiect, o expertiză, care să arate dacă clădirea aceasta are nevoie terenul aferent de 22 de ani, sau de 5 ani, sau de 7 ani. Și în cazul în care o să fie un proiect și o scriță, din punct de vedere tehnic, că teatrul acesta de bani, de exemplu, are nevoie, de exemplu, de 5 ani, restul trece în rezerva primăriei, dar numai cu o expertiză care la prima ședință acesta. Da, da, dar nu este exclus că există tot ce se acesta este chiar că a fost ajutat. Deci am spus că nu e primăriei. Dar am spus că nu e tot. Dar de construcții și poate să fie judecată. Stimați președinte, noi a subiectul să deja discutăm la 3-a ședință. Și îmi rog să repetă domnul Andrei, adică proprietarul vrea să știe. Păi, de-ați dăm refuz.
reușește sau nu, sau mai știm ce ați mai putut mai trebuie jumătate de ani. Poate vor să nu știu, vor să fac ceva. Eu propun așa, mă scuzați. Las eu expertiză. Unde să apreciez câți metri îi cuvine la teatru de vară. Eu sunt sigur, 1.000.000% că acolo prea mult teren, asta e la mână, dar doi de la spună prețul, pe expertiza spune prețul. Băi, încerc satul, tu trebuie să-l cumpe. Tu analizezi, ori analizează mai departe, ori plătește nu 200 de lei pe asta ea, dar plătește 600 de lei din centru satului Costești. Și-ți faci o expertiză pe asta ea? Cine nu vor? Mila, dar voi și eu n-aș vrea și-ți proastă. Emilia, toată lumea judecă așa ca dumneavoastră. Data trecută eram în părerea asta și eu. Să cesionăm o bucată și să lăsăm exact cât e clădirea. Numai știți care e argumentul juridic? Argumentul juridic este că teatrul de vară nu constă numai din clădire, dar și din scaunele care au fost cândva. Ele au fost scaune. Și teatrul, de ce îi dă 22 de soate? El s-a dărâmat. Dar în bunul imobil intrau și scaunele. Iată de ce s-a dus pe terenul de 22 de soate. Dacă în proiect intră și scaunele, înseamnă că noi cerem o expertiză pentru precizarea prețului. Că este un preț mizer. Nu trebuie o expertiză, că avem specialist la domnului în primărie. Ce am văzut de primărie? Ești pe 200 de lei pentru... Nu, aici nu pot face multe. Este concret. Terenul a terenul. Este un concret. Eu totuși suport trebuie expertiza asta. Chiar dacă expertiza se dă în cauză, te trebuie să vorbești. Dar noi să rămânem în fața satului cu inima curată, adică noi n-am votat baracul rum, nu și-o asumit. Băi, expertiza arată, asta e situația și noi nu putem schimba nimic. Eu așa și-am spus atunci, am vorbit și cu domnul jurist. Dar sunt bine, care e modalitatea? Și cum mi-am spus, ies cu comisie cu așa. Și ați fac comisie și ea. Dacă comisia într-adevăr își pune că așa e, așa e și bună ziua. Dar de fel de eu azi mă abțin, fiindcă nu vreau în fața sa, că își pun eu mă duc și așa de vreo. Domnul. Stimați consilieri, noi nu odată am în cazul ședinților de manual decizii politice și reugândite. Și totdeauna au fost aprobate de calculare de stat. Sau, multe ori, venim cu propuneri de populiste. Nu suntem consilieri, trebuie să apărăm legea primă. Vreau să mă expun cu cazul dat. Noi deja trebuie să vedem cum fiecare spun. Este un obiect care a fost spus privatizare. Și-o comparat. Legea la ziua de azi spune că cel care a privatizat obiectul dat are dreptul la pământul aferent. Și administrația publică locală, în mod obligatoriu, trebuie să el vândă. Odată și obiectul dat, când au dat privare, au fost cu, în scena aceea, cu gardul care are o grosime de un metru, care e construcție capitală, cu scaunele și în spate, iarăși clădirea unde era utilajul care a dat, înseamnă că el e un singur obiect. Și obiectul ăsta are teritoriul de 22 ari, adică 22 de soare. E teren aferent. Ca să vădăm noi azi da sau nu, asta e decizia noastră să fie. Dar vă spun și vă asigur că legea o să-i dă... Un moment! Iasă, eu... Mila, nu te-am întrebat. Mila, ai vedea pe destinul și respect față de colegi. Noi, cum vă spun, decizia ne aparține. Dar vă garantez că legea o să-i dă lui dreptate. Odată ce terenul aferent a lui, o să câștige pe judecată. Și noi o să avem doar de pierdut. O să plătim instanța de judecată și câștigă o să fie a lui. Deci eu sunt cont că nu trebuie să mai discutăm atâta timp, trebuie să spunem votului. Cum să se puteze, așa să se spuneze. Doamna Elie. Iată, eu citesc cum am. De predare, preluare a terenurilor agricole. Subsemnatul primăria Costești, decizia numărul așa și așa, Luci Golea Grigore. Spuneți, vă rog, este teren agricol? Este teren agricol. A, de predare, preluare a terenului agricol, Luci Golea, și a
care e teren la teren, dar care 22 de ani, celălalt în are. Dar el e agricol, eu întreb. Nu, acum poate așa scrie. Asta poate fost o greșeală pe care se scrie acolo, dar... Nu știu ce fără asta ea, că e că e tu ștampilul nu fie atât de primărit. Nu, ca să mă înțeleg. Înseamnă că prietul nu a fost pus din stat, dar ea că eu și vreau. Eu văd primăria cu supăr, nu vrea să lupte pentru terenurile care ea parcă. Eu asta înțeleg, din știu, cu țărani, știu, asta înțeleg. Dacă se poate, stimați consilier. Vasca, problema... Hai să ne ascultăm. Problema este într-aceea că din start s-a vândut acest obiect. S-a vândut. Pe mine personal, așa că, cum zicem noi, că suntem patrioți ai localității noastre, de momentul când se vinde și se face așa târg, eu sunt sigur că proprietarul nu o să mai revină la propunerea inițială de a menține acest obiect ca social, adică sport, cultură, nu știu ce acolo. Înseamnă că el după acest târg o să facă ce dorește. Înseamnă că nu o să mai fie prioritar, cum a spus el în intenția lui nobilă, de a face complex cultural-sportiv. Asta 20 de ani asta e. Înseamnă că noi aici dăm friul liber să facă ce vrea după acest târg. Dar dacă noi îl menținem, așa cum zice el, că noi poate să punem niște condiții. Ne oprim aici, dar tu trebuie să faci anume ceea ce ai spus în decizia Consiliului la vânzare și cumpărare. Are dreptul ei, are drept să facă și vreau. Sunt potriva prietului. Atâta, doamnă, atâta. Doamne, trebuie stat. Doamne, băieții mei au cumpărat pământ. Eu nu spun nici numai s-au prins și numai corupului numai prins. Odată pe 10.000 de ani. Cum să... Trebuie de analizat toate documentele și contractul încheie. Cine este pentru vânzarea terenului cu 22 de ani 65 cu prețul 5.851 de lei? Eu le scot iar acum. Să acceptă, să acceptă, să dați și trece în prospire. Nu are păstămă.
e loc o dată acum. Dar s-o faci de două zi. Încă o dată la vot! Încă o dată la vot! Eu sunt
ușor de așa ceva. Eu am văzut chestii. Dar nu e ca în aici. Hai mai dat în voiație. Să-i vorbească pe mai economică. N-are importanță unde e situat pământul, că e internul când ar periferie de satul. Să ia cât este, adică cheltare. Dar nu-i vorba, doamna economică, că calcul-i corect, calcul-i corect, măi, calcul-i corect. Dar atunci care e problema? S-a pus problema să fac o comisie, să dai consta la comisie, să ia. Nu, 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 s-a pus domnul jurist, v-a spus foarte clar. Că el băiatul mai iar de bărea, că nu sunt tari partide. El e nitrat. Păi faceți o comisie, ați dintre dreptul ăla. Și dacă comisie și el spune că așa, rămâne fără să vețe la pălă de mâștoare. Dar el mi-a făcut să arăt ghiz, păi de ce și altă mișcă. Și a să te străbe de toate de asta. Nu se face așa ceva. Nu te zice că voi sunt așa. Legal. Păi și ați comisie asta, spune ziua. Ce bolea sau cum al mai cheamă, dar măcar să dă eu sumă de bani. Normal, în contul primăriei. Păi, plața mea face sete, tine, nu știu ce nu vă plăcă. Ați vă spun, nu e cu istea deschisă, ce-o poți avea, până de mâine și până de mâine. Un moment, cât s-o lua, doamna contabil, cât plătește ce bolea pe an arendă la teren? Cât suma? Vreau să vă răspund acum la teren. Ia să uită contabil. Ia să răspunde contabil. Suma este pe 524 de lei. Și el vrea să-l cumpere cu 6.000 de lei. Înseamnă că vâgăta plusul primării ca noi să prelungim încă pe 20 de ani arenda. Noi mai mult câștig ca să avem și n-alungăm golul, lăsați-l acolo, mai examinăm documentele, de unde vine, care cat și din și ce. Și avem venit din arendă. Putem să mărim, dacă primăriile au mărit arendele cu 20-30%. Putem să mărim arenda. N-ați și 5.000 sau cât acolo, 500 sau cât acolo. Dați și până 2.000 de lei. Cu 10 ani, te-am s-o grăbătit acolo 40.000 de lei. Dar nu șeță. Emilia, eu sunt construcția președinților. Nu-i cea mai mizer, nu-i cea mai mizer. Construcția președinților, eu nu-i acord cu legislația ca să plătească... Dar înțelegeți că este legislația, îi primăresc, știi și mai mulți bani, dar noi nu folosim legea. Gata, eu nu vreau mai mult. Doamna primar, nu a fost nimic greu. Eu tot sunt de acord să-l iei. Nu vreau eu pământ și ala să-l iau. Pur și simplu eu v-am spus, lasă ieșină în fața oamenilor curați. Adică, băi, să mai trebuie comisie. Dar este încărcare, că noi am votat în minusul primării. Băi, comisie, este și ziua și ești curăță, că moară. Doamna primar, dați băi să mergem mai departe, domnului Vasile. N-ai votat, dar nu și n-ai zis și e comisia și e rată. Care-i problema? Băi, tu ți-ai votat interesul de la mai spus. Băi, ce are primării asta? Nu am neamunitate de faci, că nu-mi poate. Problema la Mangostii, cum ai dat pelinurile și tăte dealurile așa le dat. Băi, ești poți să ne iau, că nu prea problemă. Nu prea problemă. Comisii, comisii, stai scrii. Trei mine, faci așa partidă. Comisii, 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 comisii. Problema lor. Doamne, nu mă stau, că nu neamunitate. Am ceva într-un fapt, că poți realiza. Și nu mă doare, că unii furoare de oasă, nu o scrii pe viață. Și tu mai spui nimic! Măcar nu nerva lumea, înțelegi? O dată el terenul ce s-a dat cu trei capici, dar nu-i teatru, doamne! Da, să te-ai făcut la urmă! Eu îmi cer scuz, dar eu nu simt nimic, doamne! Dar el e scopi! Nu, că el e scopi, nu-i dar le-am eu, eu nu fac copii, dar trebuie. Adică, ce să-ți faci cu scopi? Că n-am nici nu. Eu personal, și de data din mai ce zic,
fost o delegație în România și de la dumneavoastră se solicite în misiunea de stabilire. Greșeala s-a comis în 2004, când el s-a vândut și nu s-a vândut parte destinației date. Odată și este dat în proprietate privată persoana în cauza are drept spațișor și a venit chereușeala. Noi n-a zis timp să zicem. Numai dacă bună conștiință la nostra s-a face într-adevăr baseinul ușeala care el chipul i-a promis în 2004. Asta bună conștiință a persoanei date. Dar tu ești o comis greșeală, dar nu mâine și o greșeală. Poate încă altceva, că agentul economic, dacă ceva ar face acolo, nu, eu am dat întrebarea, suntem, că atunci, în 2004, s-o comis greșeala asta, așa de, să zicem, chiar gravă s-o comis. Nu poate să fie. Poate agentul economic, că din buna cu conștiința lui, poate undeva să depună altă sursă de venit în primărie, poate implicată în alte proiecte, poate altceva. Poate altceva, dacă el ar fi cu cunoștința, conștiința curată. Adică doamna asta. Dar după normative, dacă așa este, eu nu cred. Eu am avut probleme cu pământ aferent și vă spun că e corect așa. Dacă are, uite, gardul așa de lat și depinde și grosimea are, asta e construcție capitală, însușa gardului. Însușa gardului. Cum ați spus eu? Dați să să devenim la problema asta, dacă nu rezolvă altă la posibil. Dați să mai sunt întrebări a oamenilor care ei iau. Dați să mergem mai departe. Domnul președinte, preluiți ședința, vă rog. Iar să o revenim la schimbul. Da, deci eu rog Consiliul să aprobe, să accepte stabilirea de legături, cooperare și înfrățire cu calități de România. Pentru că în timpul imediat următor vor fi efectuate mari investiții de către Uniunea Europeană în localitățile din Republica Moldova care vor avea frății cu România. Deci, vreau să știți că data de 10 aprilie, o bună parte din primari am fost la București la Congresul Autorităților Locale, organizat de către CAM, sau Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova, împreună cu cel din România. Mi-am fost la Palatul Poporului, ne-am spus cunoașteți, am mediatizat lucrul ăsta. Deci, prin dispoziție atunci a fost delegat primarul, acum de atât trebuie aprobarea dumneavoastră, și prin proiectul de decizie dumneavoastră puterniciți primarul să semneze acorduri de colaborare cu localitățile din România. Până în prezent am depus scrisori de intenții cu Hârleul, Bacăul, aici în Moldova, Putluci, Dâmbovița și localitatea Pianu din județul Alba Iulia, cu care Consiliul Raional are acord de colaborare. Doamna primar, un secund și aici. În ce iertare? E vorba și data trecută când am fost la Dâmbovița, am lăsat scrisoare de intenție de colaborare și cu Orășelul Fieni, da. Care ei au fost reprezentați în teritoriul Costești, când ne-am întâlnit noi cu toți costeștenii. Fieni are o mahala întreagă care se numește Costești. De aia așa am... Da, mulțumesc că o să avem reacție, o să continuăm și cu alte localități, că chiar și ieri discutam, este foarte important dacă noi am avea acordul de colaborare cu mai multe localități din Uniunea Europeană, numai din România. Deci cheltuielile de deplasare sunt de restituit pentru că am fost cazați din contul nostru la Alba Iulia și această decizie se face publică pentru toată lumea. Deci vă rog, dacă aveți întrebări. Deci se spune la vorbi? Da. Da? Da. Vă rog, Botea. Nu, și care este pentru legislație, trebuie să calculeze. Proiectul 0305, vă rog, Botea. Împotrivă? S-a obținut?
Vă mulțumesc. Proiectul 036. Cu privire la organizarea sărbătorii Crăciunului satului. Aveți invitații, vă rog foarte mult să participăm pe data de 22 cu toată ființa dumneavoastră și la biserică, la slujba de pomenire de dimineață, pe urmă, tradițional avem să ne sap. Este un grup de lucru care îl aveți în față, care ne vom convoca imediat ca să concretizăm detalii de organizare și este un program artistic tradițional pe care îl aveți și în invitațiile pe care le-am dat astăzi și o să facem anunțul public pentru dumneavoastră. A trecut de aici, da, vor fi la decizia din alocări. Vă mulțumim. Vă rog, Ion Dumitru, am o întrebare. Domnul Dumitru, când mă duci să am o întrebare la mata pe urmă? Nu, adică consilia o întrebare la mata. S-au tăiat, o grămadă de hectare din pături, s-au câmp. Ce măsuri se pregătesc după ce se tai sau câmp și ele nu sunt făcute? Ne trebuie să fie făcute. Așa e greșit ce? Așa e greșit.
asta e cu Vivo Dionisiu. Nu, 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 nu. Așa ce mai greșit. Domnul Dionisiu, doar la comisie s-a hotărât să se exclude din așa. Decizie. Exact. El se adică vine următorul, adică. Da, da, domnul Dionisiu ne-a Nu, nu, stai să dați. Examenul cererea din Botioniții spune să apară domnul Mihail. Da, da, greșeală de Botioniții. Greșeală, măi. Vivo-Adonis trebuie să fie Bortul Mihail. Da. Bort trebuie să fie Bortul Mihail. Examenul... Curie, Bortul Mihail nu Vivo-Adonisie. E vorba despre construcția unui frigidier de către domnul Mihail Brânză, ca să știți mai clar ce e. Pe sectorul propriu, pe teren agricol, trebuie decizie. Care este pentru rog să votăm? Împotrivă? S-au obținut? Vă mulțumesc mai departe. Privire la examinarea unei cereri. Aici e construcția 40 de metri de gard la școala la liceu. La vot. Da, da, la vot. Vă rog să votăm. Care este potrivă? S-a obținut? Asta e bine, cu privire la examinarea unei cereri. Cererea domnului Tudor Grigoriță. Se permite prelungirea contractului de locațiune a partierului Casei de Cultură. Întreprindere individuală. Grigoriță Tudor pe un termen de 25 de ani cu posibilitatea modificării infrastructurii pentru crearea condițiilor adecvate domeniul de activitate. Dacă se poate, pot să dau cu două o mică informație. Stimați consilieri, având această reparație extraordinară de bună, ea nu a fost prevăzută pentru activitate, să zicem noi, pentru ceremonii, da? Nu a fost creată această infrastructură. Ca să activez, când a fost controlul de revizie, a întrebat cum este autorizația. Și apoi mai urmează și o altă autorizație pentru medicina preventivă. Eu vreau să vă spun, acolo nu avem bucătărie. N-a fost prevăzută bucătărie. N-a fost prevăzută canalizare. Și încă și curge și acoperișul. De atâta și am cerut ca, din momentul când mi se dă această incinta de la primul etaj în arendă, să mi se permită să fac bucătăria și canalizarea. Dar de acum acoperișul, când după mai de la etajul de sus curge apa în jos, și acolo mi-a ruginit aproape toate. Asta e. Și sunt permite ca să fac această activitate. Nu o să modific nimic, nu cumpăr nimic. O să achit toate pămânarele. Și deciplice nu intervine acum, dumneavoastră cunoașteți că o să fac transferul pentru Consiliul Retor, întreprinerea lui Grigoriță. Nu are dreptul să transmită. Eu, ca, cum se teamă, funcționar public, nu am dreptul de activitate. Și trebuie să transmit. Și de atâta o dat în cesiune. Da, da, da. Și o dau în concesiune. Este, da. Altcineva vrea să mai spună? Nu, nu ți-l spună, dar ultima. Pentru completare, e vorba de prelungire raporturilor contractuale începute din anul 2030 și s-a respectat cadrul legal, este dreptul de preiențiune pentru întreprinderea individuală de colectivă. Așa că nu este nicio problemă pentru... Și este juridic, n-am văzut nimic potriv ca să găsesc de cuvință. Ca... Diana? Deci... Da, din pricina că întreprinderea individuală, după cum cunoașteți, nu are dreptul să... Nu are... Capital statutar. Tudor. Ca statutar nu am dreptul să transmit și atunci trebuie să... Vreau să facem o leagă de lumină. Da. În caz de reparația Casei de Cultură, se face sală, facem concerte, facem ceea ce... V-asta am spus, da. Accesul. Stimați colegi, fie, dacă cunoașteți... Contract, da, 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 dacă cunoașteți... O clipă, dacă cunoașteți... La mine, pe perioada aceasta, de vreme, activități n-au fost, nici nu știu, nici cum mă trimit nici altă
Dar cheile nici nu le-am avut. A fost la pasnic și la domnul director Casei Cultură, care e pasnic. Ați găsit acestul să iei. Acestul este liber, doar întotdeauna când se va face ceva, numai decât să coordonăm cu toate manifestații. Așa am spus doamna primar și dumneavoastră. De fiecare dată când o să aveți nevoie, doar un pic mai devreme și atunci am nicio problemă. Se dea Domnul să avem activități. Se dea Domnul să putem face o din reparații în Casa de Cultură, să dăm în aria de tot. Eu am spus în felul cât am putut să aducem, să atragem această reparație, m-am stăruit. Atunci Dumnezeu zic, domnul Antrunac, eu am ținut 1 milion și a făcut reparația. Acum, deam toată speranța că este în continuare către localitățile împărțite cu noi. Și vrem ca în 2018 poate că să facem și acea unire cu cele localități administrativ. Și poate să vedem după cum a spus și doamna primar, localitățile care sunt înfrățite cu localitatea noastră, Guvernul României, nu care drept, dar e aproape și obligă să vină cu, cu investiții. Și credem că o să reușim. Da, mulțumesc, Tudor. Vreau să vă spun, casele de cultură, toate soarta caselor de cultură, mari, tipuistă, chiar dacă ar fi toată reparată, este, da. Soarta lor este ca primărie sau administrația publică locală să le dea în arendă, în locație. Adică să treacă aproape de la autofinanțare. Oricum, vrem de astăzi soarta lor. Da, punem la vot. Punem la vot. Cine este Pietru? Rog votare. Împotrivă? S-a obținut? Proiectul 0308, cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Știți. Se alocă suma de 2000. Dar de noi, practic, am discutat. E vorba despre 15.000 pentru activități culturale, la care nu este suma aici, vedeți? Trebuie să adăugăm. Da. 7.000 undeva pentru activitățile sportive și 10.000 pentru masă, pentru că am vorbit ca să facem, să procurăm să facem masa de sărbătoare pentru, și pentru cetățeni, și pentru delegații, pentru că vom avea invitații. Deci, ne oprim și facem, da, facem invitații. Dar la... este indicat numai pentru sportive, adică cheile pentru sportivi și pentru muzicanți. Dar pentru masa de sărbătoare... Care e suma de la? 31? 31. Da, 31. Deci adăugați, vă rog, pentru hram, 31. Așa, încă, noi am uitat despre, stimați colegi, noi am uitat despre o cerere a unor cetățeni din furnicarul de amenajare a unui parc în centru lângă magazin. Este, ei au făcut contribuții la reparația fântânii, ei vor mai contribui la o răstignire, unde noi nu putem contribui, dar propunem 20.000 din partea Consiliului pentru amenajare. 25, doamna primar. Eu cerut mai mult, dar acum care o jumătate. Nu, dar dacă avem diviz. Hai și contribuția putem să... Divizul nu sunt fără diviz, nu se dă niciun bani. Dar să rugăm pe domnul Ștefan să facă un diviz. 25? Unde 25? Eu vedem. Asta încă o dată. Dar nu se debata să se dea material de construcție. Așa am spus. Eu vreau să avem acum. Eu, doamna primar. Noi la comisia din buget finanță am făcut un foarte mare scandal. Nu noi, dar el. Ce? Nu văd suma aici de contabil care nu știu din ce doamna economistă a scăpat-o din vedere și din bugetul stat nu niște bani. Nu aici trebuia să fii? Subvenționare este, dar la locări noi. Pentru unitatea de contabil care este în state, da? Este la modificări, dar noi dacă este decizia, că este unitate. Păi nu te trebuie la locări. Nu se alocă. Este ca, aici nu se alocă. Aici se alocă plată, de la un grup. Este mai departe. Da, este la planificare. Da, planificat unitatea interită. Numai să facem modificări. Deci, nu e aici. Da. Și, stimați colegi, am făcut reparații la birou de la etajul 1, unde se desfășoară activitatea domnul stomatolog Șargarovski, imobilul ia nostru, la etajul 1. Acum el chiar ieri, pare că a început activitatea aici. Biroul este făcut din materiale, el e cheltuit, dar lucrările primăriei. Vorba de 31 de mii de lei. Și totul trebuiește la lucrări, fiindcă noi instituim programul nou, mai departe este decizie pentru program, adică pentru centru de sănătate. Și la centru de sănătate noi aducem
aducem banii de la o grupă la altă. Dar da, permisiunii de reparație nu trebuie. Cum întreb, dar Consiliul permisiunii se repară? Este reparație unui încăpire. Este, doamna Narbani. Da. Deci Consiliul trebuie să aduă și spune să... Doamna Tare, dacă noi deschidem programul, este deschiderea programului Centrul de Sănătate, înseamnă că noi la programul ăsta facem reparație. Și nu trebuie aici, da. Trebuie să facem reparație. Tu faci planul, îl duci la un plan. Dar decizii tu să nu puteți da la care se iei și alea. Te vorbim. Și alocare, te faci deschide de două ori pe un musul. Nici nu problemă. Să aloc și pe răspădiri. Dacă nu sunt întrebări. Întrebări, mai sunt. Vă rog. Care este pentru, vă rog, votăm? S-a obținut? Împotrivă? S-a obținut? Absolut. Nu, moralit. Proiectul 030901 cu privire la abrogarea unei decizii. Aici este vorba despre decizia de canalizare, care am primit ca să interzicem de utilizarea canalizării. Și aici au venit cu propunerea de abrogare. Și se aprobă, să aprobăm decizia de data trecută. Și se aprobă tot între acestea, se aprobă colectarea tarifului în sumă de 30 de lei. Dar ce numai de la agenții economici? Da, de la utilizatori. De la utilizatori, nu agenții economici. De la utilizatori. Nu, de la utilizatori. Da, stați-o iată, de la utilizatori, dar ce facem cu liceul? Doamna Prima, dar e scris aici 30 de lei pe lună, pe zi sau pe an? Lunar. Lunar. Așa e? Fie. Da. Eu să văd că nu-i corect. Ar trebui cât e cât se vadă, cât se consumă apă, cam atât aș duce în stoc. Vă rog, care-i pentru întrebarea asta? E 30 de lei tarif. 30 de lei până ce? Pe lună de la pentru da. Da. Dar întrebarea este pentru... Da, 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 Coria, noi l-am stabilit, sunt magazine, ele sunt conectate. Magazine și liceu, pentru agenții economici, pentru instituții trebuie stabilit. Gospodărie și gospodărie. Tot? Nu știu. Tot? Păi... Nu știu, nu am făcut. Păi, înainte de ziua banii la fond. Hai să stabilim. Hai, propuneți-vă. Hai. Puteți să propunem, dar nici nu știu să nu trebuie cine are. Așa, 30 de lei lunar pentru persoane fizice. Da. Dar hai să zicem pentru persoane juridice. Sau în ele zicării. Agenții economici sau persoane juridice. Persoane juridice cât? Nu, totuși, într-adevăr, noi trebuie să luăm în calcul apa care îl iau. Ei, la magazine nu poți lua. Da? Cum? Dar și să cum o poți? La magazine nu e bagajul. Păi, dar nu ai contoră. Ei, dar spune după. Nu știu, de exemplu, acela care utilizează apa asta nu înseamnă că el se duce toată în... Da, unde se duce? Bună, să mă scădă. Omul mai și vie. Da, vie, dar nu se duce la ce la producere. La noi la producere, noi aproape nu avem apă. Aproape vieți? Da. Ei, aveți liceu. Eu nu sunt potrivă la criteriul ăsta, dacă se stabilească asta în dependență de câtă apă se consumă. Nu totdeauna e corect criteriul dat. Grigori, dar nu putem pune și ești taxă liceului teoretic, cu așa volum și cu atâtea cabinete, și la un magazin pe o cameră. Nu la un magazin, dar spunem dublu, da? Cetățeanul plătește 30, magazinul plătește 6. Sută-mă, este un magazin de 6. Asta e iar trebuie la o casă, cu așa volum. Noi înțelegem că la școală se obiceam, am obțin de iar. Poate la agenții economici la fiecare în parte. Eu m-am referit acum la măcar... Dar nu crezi, mai bine, avem două magazine în spate, sunt trei acolo, nu am înțeles. Penia asta, ce e să fac? Mai bine, ce să fac? Sunt mai mulți acolo, e mai mulți acolo. Nu, dar 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 nu, d
care privește stocarea. Dar cu aprobarea colectării tarifului. 30 de persoane fizice. Și mai departe. Cât s-au organizat persoane fizice? Mai mult, nu. 100 de lei agenți economii, da? Da. Care este pentru români? Da să mai discutăm, un pic de micrăbit. Eu vin de zi, o două camere de apă, că se pară sara pocherică, de zi, nu știu, poate să stau... Dar vorbim de un magazin mic, dar este în gospodărie piscicul, este școală. Nu, 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 așa, 100 de lei pentru magazine. E mare să pute și o pică, nu, să spune. Nu, dar să analizăm bine. Noi credem una din grădini cu deciziile și de urmă suntem aruncați pietre în cap și de partea locuitorilor și din cancelarii. Dar să le ții cât mai aproape de realitate și să le punem așa legă. Îndoiect ca la persoană... 60 de lei la magazin. Nu, 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 30 lei la magazin, da? La școli, unde sunt aproape mii de acolo, să plătești mai mult, sau la astea, în prăbările. Nu știu că Maria Astrona era, ne spune așa, că adică dacă un descup de cu 7 lei, apă potabilă, este la întâi 14 lei, să sfătuiem cu jocă noua, cum era ca el din cândva. Și reieși din volumul de apă, nu din dracță lunară, astea. Nu, școala de volumul de apă, dar cum și magazinile așa, dar școala de volumul de apă. Eu 100 de lei, eu plătesc toată apa care merge pe cătărică asta, dar nu știu. Nu, școala și de volumul de apă, nu știu. Sigur, acolo, pui tot 100 de lei. Ele nu îți plătește. Înseamnă că, gen, persoanele juridice, pentru persoanele juridice, să luăm decizia, de plată dublă față de tarif de apă. Deci da. Pentru... Nu, cred că pentru fiecare unitate în parte. La școală, o taxă. La magazine, altă taxă. La alte unități care se ocupă cu alimentația publică, altă taxă. Suntem așa reșit de realitate. Și nu difuz cu ochii închiși taxele. Nu chiar față 100%, dar oricum... Ei câte ai acolo, 2-3 magazine și acolo e școală. Piscicolul nu știu care e canalizația lor. Este frizeria, din centru așa la piață, știu că Gheorghe mi-a spus care e casă. Este magazinul Mietru, este și magazinul de carne, și în centru care tot îl folosește. Și, gospodării, și cu liceul teoretică, este el mi-a numit pe instituție. E că este după... Sunt numit, dar unii taxa în decizie. Un economist trebuie să vadă bani și ori și fir de col. În satul ăsta, pentru că ați adus la buget. De ce nu uitați în decizii? Trebuie să țin eu nitică? Sau consilierii în ședință să ne spună? Și ați luat decizii și ați văzut lui cine percepe bani. Și veniți cu propuneri la consilierii. Mai departe. 60 pentru magazin, mai departe. Formulați, gândiți. Și în rest, dublu față de tariful de apă, da? La școală cât s-a pus? La persoane, în celelalte persoane juridice, plată dublu față de tariful de apă. Să ia o datele la contor lunar, dar să-ți spun doi. Dar și nu și evidența la școală, da? Da, au contor. Apă o pătirească. Toate instituțiile au și grădinițele noastre avem contract. Cu orientași. Așa. Cine este pentru? Gata, vă! Persoanele juridice, 30 lei pentru persoane fizice și pentru 60 lei pentru agenți economici și dublu. Cât arată la contor pentru liceu? Cât arată la control nu poți spui, fiindcă fac mâncare, dar mâncare pentru față, mai aia spune, poate undeva 60% din... Dublu, eu înțeleg că e dublu, dar îți folosești tare mult, îi las pe la poliel, îi la... Și la canalizare. La udat, la udat, și canalizare. La udat, undeva poate 60% din dublu. Foarte mult, foarte mult dublu. Dublu las fi dublu, dar nu poate fi 100%, mai folosesc... Nu bun, dumneavoastră de ce? Cât? Propriu și eu la școală, la grea, poate unul la bunul, da, când se vede acolo și așa, se
Dumneavoastră sunteți gata să fiți membri
comisii de implementare sau a grupului de implementare a proiectului respectiv, pentru ca, împreună cu dumneavoastră, să organizăm vizite în teritoriu la implementarea acestor proiecte. Aveți foaia aceea și vă rog, prin parcurs, vă uitați, e vorba de 11 proiecte de descășurare acum și referitor la canalizare, haideți, veniți cu propunerea, scrieți-vă toți la proiectul de sistemul de canalizare și fiecare care în zona lui de trai sau într-o zonă, organizează o adunare și mergem să discutăm cu cetățenii. Ok, mai dacă votăm... Vreau să votăm. S-a votat. Proiectul 03-09-02 cu privire la abrogarea unei decizii. Decizia cere domnului Gheorghe Sula Gheorghe. Da. Este vorba despre decizia de alocare a unui teren de 50 ari, pe urmă, un hectar pentru domnul Sulă Gheorghe, dar Comisia Juridică a examinat dosarul și v-am spus și în cadrul ședinței că este vorba că această familie a fost despăgubită de două ori și conform legislației nu pot executa decizia. De două ori. Cui i-o dat de două ori? 1590 ceva. Dar și mi-au primit, dacă tatăl e mort în 85 și tot dat banii în 90. Vă lăsă cu asta. Dar loc de casă s-a oferit așa din câte știu eu. Loc de casă? Da. Ia că o să ne spun domnul. Într-adevăr, ăsta și este scris, că este documentar, la jurist, mi se pare. Corect, da. Așa. Cine acolo s-a scris și a primit? Dacă meu a murit până în 85. Acolo e dată 92. Am văzut 90. Ori 90, da. Deci cum am primit noi? O trebuie să iei o iscălătură, trebuie să iei un număr de pasport și așa mai departe. Vă doar nu nimic. În arhive listele sunt, nu numai la dumneavoastră, dar la mai mulți, semnături în dreptul primit 1600, nu știu, de ruble, de, nu știu ce mai erau acolo în perioada aceea. Și juridic noi avem în drept familiei, a dumneavoastră sau a tatălui? Cine e listă acolo, mai țin minte? Tatăl. Familia deja. Și este cu Sulă Gheorghe sau Sulă Alexandru? Sulă Alexandru. Sulă Alexandru, da. Pentru Sulă Alexandru, da. Pentru că el e de deportat la proiecte, da. Asta e una, asta e un argument. Și al doilea este locul de casă. L-ați primit când, domnul Gheorghe? Ați primit odată, nu? Ne-ați spuneți. Da, l-am dat numai și ea că nu avem bani, au fost la operație. Dar în ce an l-ați primit? De-a doi. Nu înțeleg. După 90 pace, da? După 2000 când? Deci loc de casă s-a dat. Conform legislației, conform legislației, dacă ai fost despăgubit odată, nu mai poți fi despăgubit a doua oară. Și atunci juriștii de la Cancelarea de Stat ne întreabă cum putem executa această decizie. De aceea noi suntem nevoiți de apropiat. Nu că nu vrem. Consiliu, vă rog. Cu banii ăștia, că i-a pus scări și am primit. Corect, dar sunt două documente prin care dumneavoastră ați fost despăgubiți din punct de vedere juridic. Nu de atât nu. Eu știți când s-a alocat banii ăștia, era campanie electorală și sunt greșeu fiecare l-a dat mai mult. 1,50, urmă s-a revenit, un hectar. Dacă prelungeam la banii, cred că ajungem la 5,50, dar pentru că era campanie electorală, deci s-a făcut un decizie politică. Dar nu s-au dat în natură oamenilor. Clar, ei acum... Nu e clar, că groapă o săpată, acum nu ați spune că fac. Expuneți-vă, vă rog. Spuneți-vă la tot. Asta e situația pe care vă spun eu iar din punct de vedere juridic, înțelegi? La noi în Consiliu sunt așa decizii când sunt din punct de vedere juridic, noi nu vrem să votăm sau nu vrem să ne caim de el. Dar juridicele sunt corecte. De aceea nu facem concluiesc, dar facem corecte.
cine este pentru a abroga decizia? Vă rog, vă rog. Vă rog să vedeți. Da. Sigur că da. Domnul exact, foarte clar. Da. Care este împotrivă? S-a abținut? Nu știu. Nu s-a abținut. Proiectul 030903 cu privire la completarea comunității. Cine care a spus? Sigur așa e. Maramici Andrei. Da, Maramici Andrei. El aici a spus. Da, și problemă. Aici este o cosa cu... Cifra numărul cadastrali, corect? Cifra numărul cadastrali. Aici este corect, aici. Bun. La vot. Vă rog, la tot. Împotrivă? S-au obținut? Noi. Proiectul 03-04. Poate întrebare. Nu e clar, împotriva noastră, ce-i slovo? Potărâția la mine. S-au abrogat deciziile de alocare a terenurilor dumneavoastră de până acum. Nu. 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 Cu privire la modificarea unei decizii. Aici este vorba despre decizia de economie, comisia de... Modificări în componența comisiei de specialitate. Da, consilierii. Consilierii, noi locul așa-i vie. Da, clar. Cine este pentru? Împotrivă? Sau obținut? Proiectul numărul 030905, cu privire la... La modificare unei decizii. Este vorba despre modificarea deciziei cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2016, în care următorul conținut trebuia să fie. Și acum, ce s-a întâmplat de ana? O vechi indicație mai târziu, da? Da, o vechi indicație de numai pentru modificările cele care face noi din sistemul SIM, dar ce ne știe în BFS-ul, de la o grupă la altă. Mai înainte făceau cu predicțiile de finanță, dar nu am modificat cu nouă. Și vorba de autorizarea primarului în rolul de administrator. Da. La vă rog, votați. Care este pentru? Împotrivă? S-au obținut? Dar aici e o întrebare, dacă se poate fi concretizat. Aici unde se alocă un teren suprafața de un hectar, în loc de 50. Se alocă să... Nu, se abrogă. Se abrogă la 50 hectar sau ambele? Ambele, ambele. Ambele, o să formulăm. La 52 hectar. O să le formulăm, o să le redactăm cu ele. Așa, mai departe. Proiectul 030010, cu privire la realizarea contractului de arendă cu gospodăreția Raniască Moldova Sură. Aici este vorba de... Măsulească. Ia, așa, da. Asta, vă rog. Comisia Cultură, este cineva? Prezidus. Comisia Cultură, doamna Elena. Estimați colegii, putem vorbi despre ce este vorba. Noi avem o prescripție de la Agenția Națională Arheologică, în care suntem învinuiți foarte drastic despre faptul că terenul aferenței, zic eu, acestui sit, acestui monument pe care îl avem în satul nostru, de o valoare istorică și culturală foarte mare. Deci statul a început să se întoarcă față la acest obiect pentru ca să găsească investiții. Și, prin, după 90 încoace, Consiliul a decis darea în arendă a suprafeței din 89, da? Darea în arendă a unei suprafeții de pământ chiar la poalele sitului. Domnul Sul, acolo deține acest pământ, da. Este, nu mai este valabil contractul. Și eu am venit data trecută cu cer de continuare a contractului, noi am mai analizat până în prezent și venim cu rugămintea la dumneavoastră de permisiune de reziliere a contractului care trebuie să devină nu și acest teren să devină administrativ local pentru ca să fie valorificat în domeniul cultural. Întrebări. Sunt la vot. Vă rog,
care este pentru revizirea contractului. Da. Împotrivit sau obținut? Proiectul 031 cu privire la aprobarea restricțiilor școlare. Stimați colegi, nu știm restricții școlare, am muncit o comisie întreagă aici, aprobați-o. Aveți proiectul, vă rog, este codul educației. Care este pentru? S-a obținut și de potrivă. Proiectul 0312, cu privire la asistarea activității centrului curaj. Da, deci noi avem... Doamna Natalia, aici nu e impresia care interesează problema aceea. Dumneavoastră ați aprobat componența unei comisii care a fost în analiza infrastructurii satului cu privire la transferarea centrului curaj. Și am analizat comisia în care am fost și eu, a determinat că nu sunt alte spații adecvate pentru ca să-l transformăm. Asta e una. A doua, au venit cereri din partea multor părinți de la Liceul Teoretic Olim care lucrează sau copii cărora sunt în turul 2. A treilea argument de sistare este că serviciile care se desfășoară în centru curaj, ele trebuie să se desfășoare în instituții, fiecare copil. Da, spuneți. Eu opinia o spun. Acum. Da. Fiecare copil, că copiii de aici, din centru curaj, toți sunt instituționalizați. În afară de câțiva copii cu dizabilități, care urmează să fie analizați, dacă părinții o să fie de acord, ori să îi ducă la unitatea educațională specială, care este formată în Raioan, în orașul Ianropieni, acum, de la 1 septembrie, începe activitatea, și copiii cu dizabilități grave, părinții, dacă doresc, o să-i ducă la această unitate educațională specială, în care o să instituționalizeze, am înțeles, de 30 de copii. Dar, uitați-vă că am pus în punctul 2 a decizii, de lângă sistarea activității centrului curaj, că serviciile din instituția respectivă vor fi transferate și desfășurate în centrele de resurse ale instituțiilor de învățământ din sat. Deci, o să facem un acord de transmitere acestor servicii cu numele fiecărui copil, care, prin care școala va fi obligată să îi facă aceste servicii copiilor. Și, referitor la inventariere, bunurile trebuie să fie inventariate și transmise primării. Aici, doamna primar, sau doamna director. Dar pe ce perioadă? Sunt de perioadă deja... Nu, asta e cutătura, adică e definitivă. Definitivă. Atunci, ulterior, în planul bugetului, nu sunt mai fi planificat. Noi, de la bugetul raional, primim bani prin curaj. A fost mai anterior, prin câțiva ani de zile, da? Acum tot e la... Da, tot e la primărie. Mobilierul finanțelor se reacție la cerbița pentru care se mai uitați amănă. Care este pentru sistarea centrului curaj de data din 3 iunie 2016? Vă rog, plătați. Împotrivă? S-a obținut? 2 s-a obținut. Cu privire la expunere la licitație pentru darea arenda unor bucătări din centrul de sănătate. Ideana trebuie să-i prețuri, bun, Ideana, trebuie să-i prețuri, ai tu, hai. Da. Hai să spuneți tu. Pe față de 7 metri pătrați, prețul. 1602 metri. Cât? 1602 metri. Ideana. Cât? 1602 metri. 1602 metri, prețul inițial. 11 metri, da. Prețul inițial, da? O să fie licitație. Dacă la tare bine, trebuie să mai fie cineva, o să fie licitație. E lunar, ori... Anual. Prețul anual, da? Da, licitație este aproximativ în creția bugetului. A făcut faptul din partea la bugetului în anul trecut. Cu prețul anual inițial, de 1602, da? Da. Hai departe. 2550. Cât? 2550. Ce suprafață? 7 de 10 între 5.
da? Așa-i? Da. Prizilie. La 15,2 metri pătrați, 2215. Așa-i, de cabinetul Șagărosca la Liparat. Și că este, peste drum, este domnul alt doctor stomatolog, Tudor a fost azi. Vă ia cum vedeți bani acolo. 14. Domnul doctor stomatolog Gavriluc, la fel de ține stomatologie acolo, în volum de 14,3 își face calculul. La Șagărosca? La Șagărosca 2215. Și acolo e... A, 1523. Bun, 1523. Da, da. Cam tot atât, da. Aici este spațiile de licitație. Împotrivit? S-a obținut? Și nu din policlinică, dar din ce? Proiect 01-1302. Cu privire la expunere la licitație pentru darea în arendă a unei perioade. În arendă. Așa, e vorba despre un butic din centrul satului, primul butic, în introspecțime acum, au fost contract de arendă cu drumuri aluvieni până acum, încheiat între... Inițial a fost până anul trecut între fiica domnului primar, Irina, cu drumuri aluvieni. Pe urmă l-au transmis doamna Eufrosienia și acum ea are contract de arendă cu drumul Ialoveni până în iunie. Dar acest spațiu este la planul cadastral din, de la Oficiul Cadastral Informatic, acesta este terenul administrației publice locale. De aceea noi trebuie să-l scoatem la licitație pentru a-i care este pierdut? Contractul va fi cu doamna care... Nu, de acum la licitație. La licitație? Care este potrivit? S-a obținut? Eu sunt totul corect, aici centrul de sănătate. Centrul de sănătate e nostru. Da, dar documentul la noi tot centrul. Eu corect, dar nu pe documentul. Corect. Păi, zicem centrul de sănătate 2 sau cum? Mi-au dat documente. Noi zicem fosta politică. Ia de mai departe. Privire la expunere la licitație de vânzare, cumpărare a unui teren. Da. Este vorba de 27,13 hectare. Este vorba despre terenul ăsta care la... Moris Fasi, frigidierul, de lângă... Casa de ambalare cu Maradici Constantin. Da, Maradici Constantin. Am fost comisia. Am fost comisia agrară, da, domnul Mihai. Eu sunt vreau acum ce s-a rezolvat, am avut anterior o decizie, care este deja 2 ani de zile, când am decizie ce, și noi am zis că mai puțin de 600 de lei pentru anul să nu fie. Aici calul e făcut pentru 4 de lei pentru anul ăsta. Da, 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 asta și eu. Și când e acolo să începem să... Da. Dacă mergi în licitație, cine câștigă? Da, da, doamne, prețul municipiului e 600 de lei. Nu puteți mai jos decât în licitație. Dar pe mai sus, dar până mai jos. Și 600 de lei. Dar pe ea s-a făcut 600 de lei. Păi, dar asta e și problema, că e mai jos de 0,81. Asta e lângă casa de ambalare. Cifra e de 1 milion. Cu condiția, poate scoatem la licitație, condiția menținerii domeniului de activitate din sector, adică să fie în domeniul producerii vitivinicului cumva, un fac săpun sau ceva acolo, știu, în expunerea licitației facem condiția asta, de acord? Nu sunt probleme. A treia, se expune la licitație 0,18 hectare. Acum am fost în Comisia Agrară, asta ne-am gândit, asta este vorba despre via din deal, care a fost în arenda al domnului Sârbi. Da, da. Da. Via din 2000 la arenda, după 20 ani, omul vrea să o cumpere la licitație, dar nu știu. Sperăm să nu aveți concurs. Da, să nu aveți. Am luat, domnul Andrei știe, acolo prește obiectivul, iar în nimeni regenții au făcut, am adus la condiția, am mai pus pare de două ori. Domnul Sărbi, domnul Sărbi, adică spune la distanție. Domnul Sărbi, și undeva sunteți convins că ați făcut palatul rămas? Dar dacă nu i-au făcut, da,
Nu, dar de licitație e licitația, că e oricine îți vine. Vreau mai bine să prezintă Arena. Nu, 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 bine, noi... Arena, aveți? Arena, da, nu, eu vreau să mai dar cât plătește arenda? Cât plătește arenda? Nu plătești mult. Nu plătești mult. Eu vreau să fiu arenda de aici. Dar vedeți că se poate mai lași mai gândit în arenda decât să o ocup. Ai strânză și a zis să-l cumperi și ne-a lăsat. Dar poate? Nu, 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 să fii proprietate privată, da? Bun, încercăm. Dacă zici domnul Sărbi. Încercăm. Încercăm la suma. Nu, 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 așa. Și mai avem două suprafețe de 0,25. 0,25, care sunt disformat cu un imobil. Bun imobil, la dincolo de Colvostras. 0,25 din extravilan, agricol. Ei, dar acum nu merge ca la strale să scriem, da? Știți despre care e vorba? Prețul tot. Avem un gram. Prețul 0,25, îl faci. Poți să-l adăugăm, cum este acolo. Cine este pentru dispunere la licitația următoarelor tereni? Terenul Rock Hotel. Împotrivă? S-au obținut? Proiectul 03-14 cu privire la deconectarea decontare în mijloacelor fixe. 3 calculatoare. 3 calculatoare. A primăriei din 2005. Toate precise. Toate precise care scria. pentru care am alocat 100 de lei și 50 pentru utilaje, așa.
că va avea 3,25 de unități pe care le aveți acolo. Așa, și încă un punct, puneți vă rog, înainte de 3, aici ați fi 4, dar 3 se aprobă regulamentul. Se aprobă regulamentul de asistitate. Asta facem anunț. Asta facem anunț? Nu, da. Întâi vă reparează. Care este pentru robotă? Împotrivă? Sau obținut? Proiectul 037, cu privire la suspendarea activității grădinților de copii din sat Prostesc în perioada de vară 2016. La Comisia Comunului s-a discutat despre luna iulie. Fietele au venit, doamnele, directoarele au venit cu propunerea de suspendarea activității pentru luna iulie. Pot vorbi, chiar puteți vorbi, țina? Chiar puteți voi aduce argumente pentru consiliere, o parte. O bună parte propun despre activitatea la două grădinițe într-o lună și într-o lună la ceilalți, pentru ca să nu stopăm activitatea. Asta a fost o propunere la o comisie. Care-i părerea dumneavoastră? Poate funcționa în iunie să închidem două și în iulie două. Așa propunere este? Da, așa propunere. Pentru cei care doresc, în iulie să închidem două și în iulie și în august. În iulie și în iulie. În august. În august. În august. Asta a fost. Este lucru metodic acolo. Și în august. Păi asta e. Cum se duc copiii tu la... Așa nu îi permite. Hai să ne nu la iulie, adică să dar la toate instituțiile. Dar nu în august. Dar de ce la toate? De ce la toate? Dar ce nu poate fi 22? Dar ce nu august? Și nu august, fiindcă trebuie să ne primim la care de făcut preparație și nu avem 10 zile, doamna Elena, că acolo avem fiecare an, eu vă știu, dacă vă ajutăm așa, grămăzia... Ok! Și doamna Elena, conform regulamentului, noi avem dreptul până la 45 de zile să asistăm activitatea instituției pentru eventuale reparații sau igienizare. Adică, noi avem 7, dar în orice caz o să fie de septembrie. Dat fiind faptul că noi în fiecare an să activez un an de zile, la 7 grupe, cu atâția copii, adică oricum, ca și acasă, când scoți tot de pereți, nu-ți ajungi de 10 zile pentru, în primul rând, jucăriile trebuie toate dezinfectate, mobilierul dat într-o parte, când mă iară cu copilul înapoi, atâtea culoare, atâtea pereți, nu mai unică problemă în sistemii. Se pune problema eșalonării diferite. Adică, acestea două instituții, copiii, de exemplu, de la voi, se duc la alte instituții, pentru că ești țâni. Și acolo sunt soare. Nu știu dacă o să dorească să pleci. Ce? Poate să duc cât se poate. 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 Dar să duc cât se poate. Dar să duc reparația în luni diferite ca să ai ocazia asta. Asta e, mă rog. O grădiniță de cuvânt. Nu, trebuie astea două grădinițe. Grădinița 1 și grădinița 2 să fie luni diferite. Da. Și iulie, august, iulie, cum aranjați. Și dacă o să fie, de exemplu, dumneavoastră puteți primi, de exemplu, grădinița, dacă puteți primi dacă o scadă frecvența, da. Dacă o scadă frecvența, putem, dar dacă nu scade frecvența... Eu am putere dacă scade frecvența. Dar de ce scadă frecvența? Adică... Mai ales în luna iulie, adică Dar grădinițele sunt două sfinte diferite. Ori în iulie și iunie, ori în iulie și august. Dar o grădiniță de trăiesc două mari să funcționeze. Da, una mare și una mică. Una mare și una mică. Una mai să alegem lunile. Când? Eu în iulie. Și eu tot. Haideți să alegem lunile. Iunie și iulie sau iulie și august? Nu, august nici de cum nu putem. Noi avem pregătiri către septembrie. Este acolo, sunt niște planuri, sunt planificarea manualelor pentru copii. Sunt niște zilele mele. Iulie și iulie. Eu am defectuat anumită o reparație mai amplă în spălătorie. Și ca să închid instituția, trebuie întâi să fac un
locul de vizită cheltuieli, să planific, să caut o echipă care să se ocupe de reparația respectivă. Și de ce în iunie nu merge? Că e sfârșit de an școlar, tăman, când trebuie să dăm și noi niște rapoarte, niște... Nu avem când să ne ocupăm, adică de chestia asta de reparație. Dar pe perioada lunii iunie, când de acum se suspendă toate activitățile educative, de acum... Doamna Natalia, și la mine tot așa, în zona muzicală trebuie să fac reparații. Toate iulii, că părinții de-am știu. Eu vă asigur, dar nu puteți să spuneți, doamne. Nu, dar dați altfel. Dacă așa e problema, de pe 15 iunie, până pe 15 iulie una, și de pe 15 iulie, până pe 15 iulie una. Auzi, dar așa nu-l dați-o că vizea o leafă. De pe 15 iulie, până pe 15 august. Eu trebuie acum să termin, mi se sfârșit, doamne, avem o grămăzie de făcut și eu nu mă pot ocupa cu reparația. Și cu atât mai mult că la 1 iunie vreau să plec în concediu și să fac reparații când asta am fost. Să noi vă asigurăm că cum în ești la țară s-a primit, că părinții dacă vor să vadă că vin de la alte instituții copii, o să primim atunci. O să înceapă a veni toți, că toți au, dar noi e sat. Satul are de lucru tot anul împrejur când ai căutat, mă câteva luni de iarnă. Toți au fii, toți au livez, pământ arată și așa mai departe. Adică, ori să înceapă a venit a noștri și atunci unde o să vrem? 40 copii în grupă? Atunci nu o să vrem, dar vrem o parte de sat, dar unde-și copii. Da, dar vedeți, sunt copii de școală, stau acasă toată vară. Deci așa scade, noi am trecut anul trecut cere pentru... Și așa duc care au nevoie și nu are rost. Copii care au părinți care au nevoie și pleacă la Ialoveni și nu mai fac probleme atunci. Și câți pleacă la Ialoveni? 10 copii mai mult. Nu fac probleme dumneavoastră. Pentru 7 ani. Nu fac probleme, noi în toate companiile de alegeri promitem credință, o spuneți. Și în cazul că l-ai zis, nici-a dat un spăgher să nu crezi. Nu știu care-i sfârșit. Deci toate. Nu tem acum la reparația, că iunie, eu nu pot începe reparația. Nu, bine, 15. Eu de 15 iunie. De 15 iunie, mai de 15 august, dacă merge. Ori de pe 20. Bun, să-i dar așa, prin 15 iunie, reușești până atunci, să faci tenderile astea sau și treaba. Acolo o să ne sfătuim, cum împreună să-l facem. 15 iunie, până la 15 iulie, chiar dacă s-a mai prelungit un pic, noi mai mergem și la întâmpinare și la cadrele noastre, intendanții vor și ei în concediu. Noi vrem și noi perioada de vară în concediu. Când ne căutăm și noi familie, nu putem chiar să lucrăm anul împrejur, că anul de învățământ la instituția preșcolară, noi că la școală la 1 septembrie, până la 30 și cine, dacă nu dirijăm noi ca șef, apoi cine școlă? Dar când ți-ai concediu? Iarna, dar cine? Iarna. Ei, eu cred că până acum s-a rezolvat problema, că era ieșit toate odată. Și acum tot așa, copiii doar din școală stau toți acasă și copiii majoritatea din grădini stau tot acasă. Că e cu bunei grijă. Da, dacă o să vinim, de exemplu, o să fie suspendat activitatea instituției Andrieș, și cum, o să veniți la mine? Tocmai în grădini? Da, 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 Dădeam tot că trebuie să stăm noi, că eu am fost materiale să... Păi asta-i. Și așa,
schimb pe viață. Eu cred că, doamnă primar, nu mi-am luat timp să figurim. Cine văd că doamna Sfetlana a încercat să duci din iunie? Eu mă duc în ianuarie. Dar spuneți că... Și-a doamnă puneți dumneavoastră, da? Ia mă spuneți, dar poate sunt o grădiniță numai să lucrez în mare? Poate numai o sunt o grădiniță mare, ca ta să-mi capă. Cam câți copii medii aveți fiecare grădiniță? În medie 100 și avara. În la 80-90. Cât trebuie reparație? Da, așa, iarna? Iarna? Ei, iarna sunt făcut. Nu, ca să nu sunt numai una în iunie. Și cu urmă, de la 5 iulie, toată trebuie să iasă. Eu cred că copilul Ana la mine n-a să vin și a mie la Ana nu. Dar ce domnic ați zis? Eu știu că așa e. Dar vezi că noi trebuie să dăm alternativ la oameni, pentru oameni buni. Grădinița se închide, pentru dumneavoastră, nu ai foliște, duc copiii din. Bunica, să duc și la fapt pământului dacă se ia. Ca să ducă, mai gândiți după Ilovin. Credeți să fii mai mic, clar. Credeți că la Ilovin să duc numai 10 copii, că acolo nu poți chiar cu tot trai. Păi asta-i problemă. Dar la noi vor să fie 70 din tot grădiniță, la noi puteți 100. Păi toată problema între și la Ilovin poate să duc țin, dar lumii mult face scandal până au duci copii. Ei, lumii face scandal, dacă n-a făcut celic și au spus că 211 copii am, 211 copii au scris celic, vor la grădiniță. Când perioada de vară a început să lucrăm, mai mult de 70 copii nu vin eu. Când vorbim cu dumnealor, unul e la mare, unul e plecat pe sfătare, unul stă cu bunica, unul da, dar acolo merge. Acolo să aveți copii din mine. Mi-a scutit că acolo cât cheltuială merge, că e lumină, că e angajat. Uniem, sezonă, pentru că am vorbit despre completarea spațiului. Pentru că dacă lăsăm o luna iunie, de exemplu, și nu vin și de puțin, noi cheltuim la toate patru grădiniți. Toate patru grădiniți cheltuim servicii pentru ca în luna iunie cum să facem reparații. De atât se vorbește despre optimizarea cheltuielilor. E clar, nu mai iunie poți să vină, doamna Tare. Doamna Stefana o acceptă și să vedea o grădiniță. Bun, hai, fiindcule, acum stabiliți consiliul să vă trebuie. Eu n-am. Noi reușim ia să facem, dar nu știu ia să facem. Doamna primar, în perspectivă, de la 1 ianuarie trebuie să știi care sunt în curs. Noi avem grafic. Făcut grafic, știi că grădința 2 e de la 14 iunie și se pregătească și mai de anul înainte. Dar ei știau că luna iulie fac reparații în curs. Unde de la așa și într-o an a schimbat invers, că nu mi se părea. Da, un an așa și un an. Așa. Bine, bine, o să-i planifica din timp. Bun, stabilim 15 iulie, grădinița numărul 2. La reparație. La reparație și în cura mică, care e? Bun. Hai că acum aș mai fi Ioana, să te mergi finanță, cu ești cald să ai. Dar ce, o să faceți reparație și treaba? Grădinița 2 și grădinița 4. Eu nu mă știu. Care-i problema? Care-i problema, doamnă? Ha? E bine? Bun, hai să începem. 15 iulie și grădiniță numărul 4 și 15 iulie, 15 august, grădiniță numărul 1 și 3. Ridicat, vă rog. Vă rog, vă rog. Vă rog, vă rog. Vă rog, s-a obținut? Mă rog, s-a obținut. Nu la spionare copiilor în grădiniță. Așa. Proiectul de decizie, grădința numărul 62 copii, de trimis aliente. Grădința numărul 1, 62 copii. 62? 62, da. 62 și mai mult cere din unii transmisă la mine să nu mai citesc. Scufița roșie, știu. 31. Scufița roșie, 31, că am fost mai multe de ce. Spicșorul. Ziceți voi. Câți copii sunt instituționalizați? 10? 11, dacă nu e 10. 11 din 2012-2013. Așa? Și 5 copii din 2013-2014. Așa? Nu ți-e minte. Și Poiana, 10 copii din 2013 și 6 copii din 2014. Din 2013, dacă știi locul. După posibilități. După posibilități. Exact așa e. Dacă nu o să știi clar. Așa, instituționalizarea copiilor în grădiniță, aici de grădiniță, va avea loc la 1 iunie, 1 septembrie 2016. Și listele cu copii instituționalizați se anexează. Bine, mă rog. Totuși, la unde cererile sunt din locul pregătit? Dar ce? Deci au fost instituționalizat cu copiii 3 ani, nu vorbesc exact, au rămas și 2 ani.
aceste 2 ani avem nevoie de creier și în 2 ani e problemat. La mine o să fie și de la 2 jumătate în sus, pentru că partea ceilalți districtele mele școlare. Da, da, sprijine grupele. Da, sprijine grupele, de acolo. Bun. La vot. Cine este pentru propunerea? Împotrivă? Absolut. Proiectul 0320, cu privire la predestinirea mijloacelor din bugetul nostru. 0319, cu privire la rectificarea bugetului. Da. Deschiderea programelor noi, când ați spuneau grupe, acum ați numesc programe și subprograme. Centrul pentru persoane de etate, Centrul Speranța, trebuie să avem la grupă, fiind la spune, cheltuieli și cheltuieli de sănătate. Mai scurt, grupile este care sunt scrise aici, ce le trebuie să formăm? Da, da, da. La vot. Asta e ca cum, da? Da, votul grupului. Bine. La vot. Provotăm. Împotrivă? Absolut. Proiectul 0320, cu privire la redistribuirea mijloacelor din bugetul local. Era instituția curată. Era instituția de ce nu știm, centru curat, dar trebuie să se sistează activitatea de la dânsul, vom să face mijloacele și le ducem la copile care au deschis. Toată ca pe casă. Da. La bune. Și unde avem nevoie? Eco. Eco este cândva era articol la noi. Deci mai este ce unde acum e Eco. 211 și 180 și asta. Deci, pentru că care să luăm de modalitate. Asta nu știu. Trebuie să fie. Da. Modificare, da? Sunt, da. Așa, bani trebuie să fie. E la curaj. Vedem toate de la curaj. Toate de la curaj merg la securitate numărul și bilet. Pentru contabilitate. Păi de asta eu trebuie să înțeleg. Pentru a clare să facem comunități de contabilitate. Să anunț funcții vacante, perioada
Nu, dacă este decizie, așa nimic, dacă este decizie, dar nu poți să anunți, dai cu... Anunțăm, da, că... Dar bă, îți găsești cu omul, îți găsești cu omul. Din data, trebuie să găsești. Din data numirii altui secretar, sau cu patru. Am aici avut decizia, dar... Odată numirea însă, la aici. Odată numirea însă, la aici. O vedea! Cum o fi? Propotă! Dar până la numirea, următorul consiliul secretar. Ce mai e de o frate? La urmă, eu nu știu că aici, eu nu știu că poate să nu poate să nu poate suma. Nu am văzut la altul un pău. Este, n-a știut. N-a știut. La ofer. La ofer. Ultima întrebare cu apa potabilă. Vă rog, cine a semnat proiect decizie? Ce-i cimbru? Tariful la... Tariful la... Ca să ne putem, trebuie să ne uităm în tegeocăcut. Ia ca domnul este aici, puneți-le întrebări. Poți face... Să faci concluzii despre cum le faci previziți. Vă rog, da. Folia. E, mai voi, Maria. Da, și da, fică. 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 Nici o problemă. Primărie trebuie să ia 10 înapoi și o deși 5, nici o problemă aveți. Problema și eu din ianuarie până acum am pus de buzunar totuși 6 din timp. Eu n-am, noi desmuncim să agonisăm ceva. Dar e cum se putea. Dar eu și am trebuit de lucrări, care eu nu le arăt. Iată am excavator, sap, dar se oare 51 de ani. E absurd, apa curând, fură, e probleme și capa. Nu, eu n-am cuvinte vorbesc. Poftim ea că aici... Da, da. Am ea că 25.000 de lei, iată de bucatierile, dar de bucatul de fie este. Spune, noi înțelegi foarte bine, dar poate aici trebuie făcut ordine cu apa asta, dar nu spune psama cineva să plătească mai mult, cineva să plătească din loc. Poate o să plătească. Ordine n-a să fie niciodată, știți de ce dați de spune și. De atât dacă traseul își bine o greu, când ați fi traseul pe drum, drasă, că doar în drum, atunci e alt problem. Dar cum traseul e 19.50, 80, nu poți face nimic. Cum ar contura și să-ți ridici de la 20-20 de la mulțumia? Ți-i caut, e problemă. Are trasă în piești. Sunt probleme care nu poți să dai. Noi să majorăm și la 20 de lei, noi nu punem, dar punem înainte, cum am fost vorba de odată, punem câțiva bani în primărie, ca să facem anumite obcăsturi din trasul, să o facem noi. Dar noi pur și jumătate sub pământ și ați plătim bani și să duci sub pământ. Tot deci că n-aș și bani. Eu trebuie să lucrez și trebuie să strâng, nu să mă duc în minus 25.000, dar trebuie să strâng să mai bani, să fac anumite lucruri. La cealaltă, și altora să iau voi. Da, dar eu să mai lucrez. Leacă la pătrie, 1.500, cazirul 1.500, nu e la mine de 3.000, de 2.000, de 10.000. Care e de mine? Dar și lucrurile nu sunt mie. Domnul Mihai, vă rog. Dar și nu poți să lucrez în contabil cazir. Da, să voi, domnul. Vă rămâneți cum îi sucotează. Noi aici am scris, am
cere și ea. Faci cu aici care sunt care nu plătesc, care îi sunt, îi duci, o să stați ca să hai să vădăm, uite care se putea. Să-i punem, le punem 12 lei tona, apa spătește, luna. Luna spătește. După 60 de zile, omul îți plătea 120 de lei pe apă. El dacă nu vrea să plătească, nu știi să fac. Asta este 120 de lei. Cel care trece cu două luni, nu ne-am găsit. Trece două luni. Deși plătesc eu pentru acel care fura. Nu, dar așa nu, aici care nu plătește, 12 lei îți plătească, el întârzie, da. Cu două luni, îți plătească 12 lei. Eu propun așa, eu propun ca tariful să rămână același, dar cei care nu achită și-și lasă trece de pe lună pe lună, așa se pune 15 și o să prinde la mine închid. Da, să zic, la noi măcar la mine, eu știu, mă, ala, să-l cunosc, cu el nu vei de 10 ori să-mi pasă la capul plătești, să trec doar cu o plătești, dar de cu poți, să te cunoscut să nu. Deși nu trebuie să vedem ca doar niște... Dar nu-mi iasă problema. Problema e și ea. Nu o nu-ți închid cu Nina, mă înțeleg eu. Eu sunt de... Eu cred că mai mult voi voi să voi să fie așa. Nu e închid cu Nina, dar bine, tu și ea, că am ei fost cu lei și 90, am ei 2,37. 40 bani cum la kilovat. Și asta e influențat eu, mii de kilovat. Și asta e pentru problema. Și se mai fură și cură și mai cred. Dar se oare 50 de ani și trăim. Și trăim. E tot ca. Eu mă lămuresc. Ia că într-un punct de noastră pot vă dau apă. Dar nu vreau. Eu cum nu ia apă, mă duc și se fac. Dar nu trebuie să fac asta. Eu trebuie așa lent. Cum? Cum? Că la magazin eu te-am. Aici cu lumina. Mă întreba cum îmi schimbiesc lumina. Eu vă vreau la un leu, la doi, la cât vreau. Așa e de acolo. Dar aici noi trebuie să mă rog că știți cum? E adajări mari. Dar e problemă și greie. De ce iar? Ai zis, din două mai părăți. Haos, unul cură, unul fură. Ia că la Iosif aș s-o unit-o cu femeie la apă. Eu făc linia, o luat lui Iosif, i-o dat bani să împărțați cum arăt. Eu îmi dat tras apă, dau să duc și ei banii înapoi și Iosif a zis, ce-i tras apă? Dar dacă e că i-o dat bani și am luat înapoi și... Dar problemele sunt diferite. La care e crapotul? La care? Ai vinculat, nu? Am mașină care mașină mi-o fă râng de din drumurile astea, crezi? Deci, ce pentru mine și îmi lei plumb, îți mai dai cu și crede. Ia că luat chiar nu, vă dau artizan, că și mai preț. Ia că luat, pentru că dacă la pene, o cumpărat două stieri, le punem și apă mai limpede. Bine, domnul Șurii, pe urmă să mă stier. Eu totuși vreau să spun că prețurile în raion diferă, la sat, la sat, depinde cum s-o făcut investițiile, sunt țările astea, sunt noi sau sunt vechi. La noi putem spune că ce nu s-au investit în sistemul de aprovizionare. Nu știu asta sunt procent cu care avem, dar eu cred că cu jumătate din sistem, că în sat, trebuie să fie cu spuleciulene noi. Adică pierderile, sigur, trebuie să fie mai mici. Mai mult ca atât primărie de fiecare dată, adică salută și nu se dă într-o parte și când mergem vorba de investiții mai serioase, tot timpul adică pe pompele cele, pe sterne, care ele costă destul de mult ușor. De asta prețurile ele variază de 15 lei metru cub în unele localități, chiar localități mai, să spunem așa, mai puțin dezvoltate economic. Dar ar fi o idee să mergem la grand antrenat, nu știu, măcar un leu, doi, ultima dată a fost pe Arbiscuna, spune colegul, a fost majorat. Și mă cred că colegul, pe decât să... Nu, 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 vreau să știți ce înseamnă dat costezi. Investit în toată Republica și cu lucruri foarte bune, dar și cu lucruri nu chiar plăcute. Avem viciul instansat de a fura. Noi trebuie toți astăzi în comun să putem să putem. Ca să... Vă rog frumos, ca să ridicăm noi astăzi cu un leu, parcă nu-i mare și treabă un leu ăsta. Dar trebuie să înțelegem că cât noi ridicăm, nu ascultăm și cu coțomânia asta, nu se rezolvă problema. Tot timpul dacă nu mai bani. De aceea eu propun ca la început, hai singur sunteți responsabili de rețelele astea de toate acestea. Eu sunt sigur că voi și-al mai bine știți care s-a este care pun. Și totodată sunt sigur că
vă incomodați, că-i prieten, că-i cumătru, că-i mai știu. Hai să mergem împreună, consilier. Am luat într-o zi ceva consilier și mergem la... Și voi știți tare ușor cum să-i prindem. Și pe baza la ăstea, dar mai ales 25.000, dacă găsim 25 de hoți de ăștia să-i amendăm pe mine, momentan ți-ai răscumpărat ăstea. Dar nu putem an la an tot numai să ridicăm, noi scătem pe cea care spuneți. Asta tot nu-i corect. Noi ridicăm atunci când, într-adevăr, ați fi niște argumente care... Nu-i cu mine, cu mine, că altceva mai știu. Referitor la trasee, da, traseul ăsta este unul din cel mai vechi trasee, anume traseul la artizanul tu, activez, că este s-au mai făcut când vremea covoază. Poate, dacă ați mai schimbi, poate și primăria să aloge o sumă oarecare pentru renovarea sistemului ăsta de pe tot. Da, și ține tarifele astea, noi trebuie toți cumva să mergem, că noi nu putem la tot să mărim, că așa la fură și la... Haideți să facem împreună. Voi știți ce are, anunțați-mi, noi ieșim în procesă 10-12 consilieri și mergem împreună și prindem pe astea. Pentru că noi trebuie să scăpăm o dată de ei, că rău clar cum și ieșe răticoțul în România asta. Trebuie numai pentru partea morală. Și e de făcut de altă.
că eu cât contează mult și în prețurile cresc, când ești de-a trebuit să-i cați în viața cu trebuie. Dar uite-ți la magazin! Nici prietenii ăștia, nici drogi care îi dau și crezi. Poți să faci bine. Am vrea atunci, dacă eu sunt întreprinții de astea în minunos. Pompele oricum, care sunt mijloace fixe, primăria, dar sunt timpul mijloacele fixe, le-au cumpărat primăria. Dar nu mi-i cădrăt, nu-i nici primărie și mijloacele. E doar așa că, dacă ne-am cumpărat primăria, dar nu ăștia ai cumpărat, dar tot, nici mărie și rea, dar și un timp de, eu am doi, îi dau bani înapoi. Și tu, dar și tu, mă, ce să o cumpăr eu? Cum văd? Nu, nu te gândesc, așa-i schimbul de rea. Așa-i schimbul. Așa-i transferat 50.000 de două pompe. Eu știu situația, vă spun, că acolo a fost pompă mică, a fost o pompă mare, care căci este bine, și-a lucrat un an de zile și iar s-a format, mai sus, l-am pompă de la... Gata, te-am scos iar pompă. Iată, gata, e format. Cum te-ai luat? Nu, niciodată nu mai avem mare. E că ce-i dar vreau cu pompă. Cum, așa-i mare sau așa de gripe s-a uzat? Gata, o pânzări s-o mântuie. Cât o pânzări s-o mântuie? Cât o pânzări s-o păi ia, Olea, că scumpăr popa, are o leagă de fiertă în care... De 40.000 lei popa și într-o lumeță, e adevărat de la Chișinău, de la Bihnii, de la... Păi înțeles, da, dar sunt documentare care am înțeles, e mai ea s-a cumpărat. Și este document și 40.000 de lei, 27. Și plus la asta, am mai dat 40.000 de lei, scumpe de două ori rezervoare. Să mai pui ideal. Cu exact 27.000 coastă, pompa cu platul unui zici ca să nu duci. Dar el n-are un termen de funcționare care se este... Are termen, înțelegi? Am uite că-ți scos pompa și nu duci chiar acolo. Și nu duci chiar acolo. Și nu duci chiar acolo. Nu duci chiar acolo. Dar crezi că lucrează și ne-am dat fără probleme? Da. Și nu duci chiar acolo. Lucrează-le și ea ca nu-și probleme. Ați spune, te-au privat în zua. Ați spune, te-au privat în zua. Primăria costește o pus ajutor, adică banii cu la șere 40.000 odată, cu la șere 60.000, avem înțeleg exact 100.000 la artiziană. La traseu nimic, nici o copiecă. Noi, oamenii noștri, am construit noi. De atât, eu nu sunt de acord și nici lumea nu sunt de acord, dar cu părtările prețul la apă. Noi am construit pe propriul nostru chiar. Asta e un lucru foarte de fiert. La domnul și ăla, că e așa mai știu, da. Cum e, nu știu. Am vrut să spun așa, cu parcursul lui și am dat cerere și de eliberat. Vă spun și asta, până am adus rentgen și am văzut care e pricina cu apa acolo, m-am concretizat precis, adică știu. Construirea și eu, și
conștient cu oamenii ăștia care au făcut analiza asta, colaboratorii asta care m-au întâlnit pe acolo, cu mare greu, dar întâlnitul. Și-a ridicat-o, cum a ridicat-o mai sus de 5 parte acolo, Carnaia truba, să-i spunem, Lucerca, așa, prima truba principală care îi spart de a ridicat-o mai sus cu două țare. Și apa mai vine. Dar cum să-și ia pe lumea de vară? Că să folosească apă mai mult trebuie să la fiecare persoană, ia scaldă și nu o să ajungă apă. Și să mă spui iar cum vreau să fie șoafie. Ați gărit să știi lucru. Cu achitare. Avem și noi greșeli acolo, care greșe, care nu s-a achit, care nu are. Și, mă rog, nu are omul gustă de bani și la moment, avem și ăștia. Numai n-avem așa de mulți. N-avem așa de mulți, pământ. La noi, și când am aflat la urmă, ce mă întrebați? Ei m-am întrebat și eu și cu colegii am spus un super de mine. Măi, dacă ai la tine silicos, cum să ne ieși semestrial? Nu știi. Eu îl știu. Eu îl știu. Și anual, semestrial, am știut perfect. Și acum am dat cerere la Inspectorul Fiscal, ca să perfect toate documentele, parcursul la anii ăștia care am făcut în dreptul de viața, și să ne alegeți să vă vedeți. Și ați venit la tot la ședință, ați vă prezint și ați să vă dovedeți că luați construcția scorteziană legal. Eu am vedere legal. Nu cu țăbușul. Legal. Și are vedere că spune aici cu pompa procurată de persoană. Eu m-am trăsit cu așa. N-avem noi dreptul să cumpărăm pe pompă persoană. Eu. Persoană fizică. Nu. Prin întreprindere, da, cu banii acumulați de acolo, da, dar să introduci tu bani personale acolo, să cumperi pompă, tu n-ai drept, o să-i încălcare legi. Ați găsit niște lucruri așa. Sunteți artizian la Gherlea să lucreze, băieți să scumpeți care și vă spun, prețul la apă rămâne și ăla care a fost până acum. Nici într-un caz vă veți schimba, că noi avem cheltuieli. Și Andrei știe destul de bine și eu și am și documentele respective cât s-au cheltuit. Am înțeles de oameni. Nu am vedere de artizană, de oameni care oameni au pus, au vândut capra, boacă, verdier, ce mai mult greu, dar au pus bani la traseu pe loc. Domnule, spuneți-vă, domnul, care este ținut postul la 1 de apă? La momentul care am fost, când am dat până la 1 noiembrie, la mine a fost 0,334 de lei. Asta e bine curat. La o tonă de apă? Nu, nu, eu n-am zis la o tonă, eu am zis că era total. Nu pot să creați fiecare persoană pe apă. Eu am zis că dacă de aveam 150 de, 134 consumatori. Am zis că vor multa pe unde s-au vrut banii și am văzut că i-am cheltuit, a scos cheltuielile, toate și-am zis bine cu ăla. Și am văzut așa aici. Și am văzut că așa ceva și mai bine, și mai departe, să mai pierd. Eu dacă nu aveam dat salarul în băieți. Aici se poate de gândit, de pildă, la Zunvrevi, cum am înțeles eu, acolo este de 8 lei. Și care nu au plătit lunar, este 10 lei. Așa, poate ne primim tot așa, să plătească tot, dar vor plăti toți, vor fi bani. Eu cred că dacă, eu jumătate dacă plătesc, eu nu știu, așa, la care plătesc în lunar să achită din mult mai bani, țin mai mări. Totuși, noi am tras tot așa, trasă din banii noștri, așa, asta, contoarele, tot am luat din banii noștri. Și am
găsi un nou studiu dumneavoastră. Trebuie un proiect ceva. Eu propun că întrebarea să rămâne pe la ședința următoare. Rog frumos, aici care dețin în arend fântânile artezene, prezentați-vă, rog, un senior posta API, câte persoane, câte casă se alimentează de la fiecare... Persoană? Mă rog, de acolo, ia, câte gospodării aveți. Și fac cum ați ieșit.
La nivel de raion. Cine a făcut traseu în drum privatizat ca și o proprie, nu cu contribuția oamenilor, poate să fie și așa ceva. Am văzut-o, Polia. A fost contribuția financiară. Majorată, nu majorată. Să mărgeți majorare, să majorăm tarifa. Dar să mări cu mine, cum îți trebuie. Dar cap cât de asta ca să calculat? Ați calculat câți bani ți-ai pus în urmă? De ce mi-ai pus o mărgeți? De ce mi-ai pus o mărgeți? Domnul, și mărgeți? Vă ascultați. Și văd când vă e... Să pierdem de grave. Chestia aceea că întrebarea asta, într-adevăr, e o întrebare actuală, înseamnă că e necesitatea numărul 1 a pandeața noastră. Dar nu știu cum a venit întrebarea asta așa, spontan, nu pregătită. Dar să lăsăm întrebarea dată. E următoarea ședință extraordinară, care s-a și într-o lună de zile, în timpul ăsta, scriem un grup de lucru sau o comisie, ca să ne ocupăm serios de întrebarea asta, să vedem care e soluția cea mai bună, ca să nu facem nici în sat problemă, nici vouă să nu vă creăm probleme, să nu puteți să lucrați și să lași pe altă și să fim corectități. Nu știu că nu le uiți anumă. Să numim un grup de lucru sau o comisie și împreună cu voi examinăm situația asta. Și la următoarea ședință noi vedem. Da, într-adevăr, s-a dovedit că trebuie ridicat. Sau nu trebuie ridicat prețul. S-a găsit soluția, chiar că s-a găsit aici care furtă, s-a găsit că traseile ea, că am putea să dreptăm niște bani la traseul și ala. A scăzat cu soluții reale și corecte. Dar azi noi am putem fuga să luăm ceva incorrect și să avem probleme cu oamenii din sat, cu ceilalți consilieri care noi sunt și cu voi și cu noi. Are și probleme, fac aceea. Dar mai departe. Domnul de care fac aceea, pentru dacă este în interesul arendașului, care eu mă tem mâine să
pot activa. Eu cred că leu ăsta nu e bate la buzunarul nostru. Dar acei care nu plătesc putem să pun și 15 ca să disprimea lumea. Nu e problemă. Și eu aș zice să luăm decizia asta ca ei să poată să activeze în continuare. Eu nu am auzit argumentele încât în ce măsură leu ăsta ar ajuta pentru ca să funcționeze întreprinderea mai departe. Dar eu cred că v-am argumentat dumneavoastră ca să putem. Eu, de fapt, eram de părere data trecut când am aprobat 9, să zicem 10. Pentru că 9, 10 pentru noi care avem nevoie stringentă de apă, apa este viața. Dar apă, vedeți, numai o leacă nu e apă. Și uitați-vă și revolte. Numai o leacă s-o ars pompa. Apropo, noi n-am vorbit tuturor despre pompa ta, dar Podișul, ați vorbit, da? Podișul Calscăi sau furnicarea care are nevoie de o pompă pe care Tudor spune că ar fi bine să iei de cei buni care țări 600 de 6 ani. Nu una de 50.000 care de fiecare dată trebuie să o schimbăm. Și nu știu, s-au aprobat ori nu ce face. Pentru că furnicarul astăzi are apă presiune mică, de aceea s-o ars pompa și am pus pompa și e care țări spitea mai din dealul două. Am luat pompa? Da. N-ai pus-o pe șeie, dar tu ai zis că-i pus-o. Nu, am supărat una de 68.000. Tu ai luat de-am? Da, da, spune. Și tot presuri mică. Tot de mic, pentru că era depusă, da. Asta e o apasă cu încetătă și o multă în mătoia. Deci omul, dacă este asigurat cu apă, el tace. Dar, referitor la disciplină, eu vă rog să ne includeți și pe noi să vă ajutăm. Nu poate fi tolerată asta. Eu v-am spus, mergeți în gospodării, căutați datele la contor, că nu toți caută, de exemplu, așteptăm că conștiința omului să fie scătească. Dar omul e așa, mai ales ăsta, gârlea, nu știu, cred că ați vorbit și data asta, avem două luni când nu-i plătită lumina, nu este percepută taxa până la moment și mâine, poimâine, fenul ăsta stânge lumina la fântână. Deci gârlea, mâine, poimâine, n-are apă. De aceea, astea sunt lucruri foarte importante și noi zicem la un moment de ciudă că clar să-i se vadă ei cum e fără apă, dar reconectarea costă, reconectarea, dar apă trebuie fiecare zi. Apă vrei în fiecare zi. N-ați te aștept că ne spui groapă sau să reconecteze fenul ăsta până plătim noi taxa și e de reconectare și așa mai departe. Deci poate spun ca lucruri să facem la un moment și astăzi. Am vorbit și pentru Europa Liberă. Reformele Republicii Moldova, chiar dacă sunt dureroase, ele sunt foarte necesare. Populismul ne face să ne stopăm. Exact asta face Consiliul nostru. Populism. Nu ridicăm. Dacă el a justificat, i-am spus ei, când au venit cu propunerea, numai decât ne aduci și justifici cheltuielile, că 9 lei constă din 1 întreg și nu știu cât e salariu, 2 întreg și energie, cealaltă. Pentru ca Consiliul sau cetățenilor să-i punem pe site și el să înțeleagă, vin și informa taxa. Că dacă nu-i place sau vine și strigă, îi spun, vin și ia făptăna arteziană și fă business-ul. Cu 9 lei, cu 3 lei, cu 2 lei, hai, Consiliul ia decizii politice. Consilierul, vedeți ce spune. Eu nu prea să ies afară și să spun cetățenilor sau cineva să beneficieze de decizia respectivă pentru ca să mă atace. Dar de ce să nu mă atace? Dacă eu am argumente. Eu am să trau cu picioare atâta timp cât am argument. Dacă să faci ceva tacit, ascuns, da. Dar astea sunt lucruri care sunt necesare. Eu nu știu care sunt argumentele. Bănuiesc că ei, într-adevăr, au greutăți. Băieții, și eu parcă aș zice decizia asta să o facem și noi așteptăm pe liștii, pentru că ei fac orice decizie n-am luat, va fi rău. Oricine ați face. Azi am făcut toate decizii. Nu-i bine, pentru că asta e, asta e cum cultura politică și în Parlament și la oameni. Hai să demonstrăm cum de fie, în Coreea. Doamna primar, care decizie să luăm? Dar nu s-a adus argumente, dar nu s-a adus argumente. Da, stimați colegi, arendașii noștri.
De aceea este comisia administrativă în care mergem și facem un act. Vă ajutăm pe voi, dar veniți și ne spuneți care sunt locurile tuturor consilierii au dreptate. Argumentăm că e locul de din nu știu când și nu știu cât, aduceți cifrele contorului și atunci mergem și lamentăm că este articolul în contul contravențional. Deci satul trebuie să știe să facă că am mers. Satul trebuie să știe pentru o nedisciplină. De ce? Nu mi-a s-a deprins. Eu n-am plătit din 2008 și în 2016 mă trezesc eu să plătesc. Înseamnă că dacă nu plătesc, se poate să o plătesc. Nimic nu-i faci. Nicolae, vine și mă vorbiești. Dar ia să ne duce cu polițistul, ecologistul, nu cine acolo. Dar fața lor să ne duce. Mergem și vă ajutăm, dar pe ei să l-ați pus propunerea asta, se poate mai arătatul domnul Andrior, care e salariul meu. Se poate mai arătat când ați o sădire de aia. Nu poți, atunci e șansa. Suntem ca să-l știu. Eu vreau să spun eu, când domnul se va știi prețurile întâlnire, să-l sac 15. Să-l sac 15. Dacă vrem să investim, dacă vrem de colaie, să cumpere copii și să-i zi contul lui, cel că asta e drum. Sau să rugăm să iei și Codișul Canstui, care nu avem alendat, sau cineva să rugăm să iei pe Nicolae, toți Dumnezeu ne rugăm la Dumnezeu, să iei și Gârlea, care nu are alendat și acum și care din aceea s-a vorbit că este într-o stare proastă acum. Deci, ca să le poată gestiona, eu vă spun, sunt sate mulți care au 15 lei pe 4 și nu fac probleme. Dar la putere, toți te aștept, am fotografiat chiar cum pompează astea apa, pompa asta care e pus acolo. Tot ieri am adus altă pompă care s-o schimbă și acolo iară altă. Nu știu, dar acolo dacă mai schimbăm și pompa asta, dar posibil că n-ați fi apă în fântâiul, că așa a fost anul trecut, că era o pompă de asfântâiul și termina apa din fântâiul. De atâta și vor efecta pompa anul trecut. Bine, posibil că eu mai fac pompul ăsta, ultima încercare mă fac. Schimb pompa asta și îmi care e. Și dacă nu merge, așa o las. Iunie, nu se achete cu apa, o să plătească 12 lei ca să facem cumva oamenii să trezească, să vii tot plătească. Oricum, hai să... Stimați consilieri, eu cred că ar fi foarte bine, putem să facem o ședință extraordinară, și anume ședința cu apa. Eu vreau să întâlnesc, vreau să-ți spun la gând chestia asta. Păi, primăria asta, viceprimar, nu? Viceprimar, puteți să-i dai comandă cu Costea, care e angajat aici, care nu primește niciun salariu. Puteți să-i dai comandă cu Costea, păi trebuie să-i rog bani. Și cum ai colectat bani? Și de-i comandă să-i dau de salariu. Păi dar lăsa să vorbească, nu trebuie să vorbească. Dar am vorbit eu, dar vorbim viceprimar, i-am spus eu. Adică, te rog, o hârtie, normală, ea că ai făcut hârtie tot normal, da? Bine, cheltuieli 100.000, tu ai colectat 9.324. Da, dar îi rog lista și îi spune, neplătitori mai avem încă de 22.000. Ori, ce să plătesc? Că nu îți faci, faci mărții mai de calcul, să vedem, băi, ia uite, e pierdere zero. Asta, vinit ai zero. Păi înțeleg zero. Dar tu ai datornici. Eu vreau să văd și datornici, ce? Și că atunci să faci molean de comparație. Cât îi ai strâns, cât mai ai de strâns, și vedeți, ai vinit. Vinit pe râu, știi și râu la noi? Și nu îi vine de sus. Eu Valerica,
Pentru că e chiar în acolo. Burie. Burie, să o majorat pentru cei care nu plătesc. Să-i